La toți de față și viitor, sănătate, bine v-am găsit, dragi prieteni, suntem la Vreau să știu sport și, Nenicule, astăzi chiar facem sport. Omul a venit fiert pe mine, a zis, hai să te mai scoți să mai faci mișcare, că uite câta boilerul ai, dar încercăm să stăm cât putem și noi la masă, adică să nu ne mișcăm prea mult, deși invitatul nostru de astăzi face sport și se agită non-stop. Dragi prieteni, ca să nu greșesc, fii atent, tu mă corectez dacă greșești. Zic așa, Paul Gheorghe, și după aia zic, coregraf, dansator, jurat internațional, fondatorul Treble Academy, care este una dintre primele companii de dans din România, da. Antrenor, da. Da, pentru că avem federație și o să ne povestești, de breaking. Breaking, da, și aici da. Sunt și aici fiert pe tine. Aoleu, da, da, știu, fiți atent. S-a supărat pe mine că am zis într-un podcast, nu de acolo, că ce caută breakdance-ul da. La... nu, Olimpice. Am zis că e sport, nu băga în ele. Am zis că ce caută la Jocurile Olimpice. Și s-a supărat pe mine și acum a venit să ne împăcăm. Dragi prieteni, Paul Gheorghe. Bine te-am găsit, dragul meu. Bine, ce mai faci tu? Cum te simți? Ești bine așa, da? Nu. Nu, ești bine, nu? Perfect. Da, asta e că da. De unde vii, Paul? Băi, să spun sincer, tocmai am venit din Grecia. După o noapte întreagă de condus, o nebunie totală. Asta nu e bine, dar da, tăiem noi la montaj. Tăiem, da, dă mai da, tăie din mai ele. Da. Ce-ai scut acolo? Am fost la jurizare la Hip Hop International Grecian, Thessaloniki, pentru că de mai bine de 8 ani de zile sunt jurat internațional și reprezint România la tot ce înseamnă campionat de Hip Hop International în toată lumea. Adică de la campionate mondiale până la campionatele naționale, gen cum e la noi faza națională. Bun, ia-ne încet, ok. O luăm cu începutul, da. Să nu te grăbești. Faza națională, asta am înțeles. Cei mai tari dintr-o țară. Da. Bun. Faza națională ca să putem câștigătorul de acolo să plece către campionatul mondial. Perfect. Există deci campionate europene și mondiale și individual și la nivel de grup? Europene nu, doar mondiale care se țin în Phoenix, Arizona în fiecare an. În America. Deci nu e în altă parte? Nu. Acolo. Este un concurs cu identitate proprie din Los Angeles, făcut de Howard Schwartz și în aceeași măsură el a crescut atât de mult încât acum este peste tot în lume, aproape 55 de țări sunt sub tutela lui. Adică putem să spunem că este Olimpiada trupelor de hip-hop. Perfect. Hai să o luăm încet. Avem concurs național unde iese cel mai bun grup. Cel mai bun grup. Perfect. Merge să reprezinte România la campionatele acolo, mondiale. La Phoenix, Arizona. Da. Bun. Contăm? Noi în momentul de față, sincer. Da. Contăm. Singurul lucru care ne ține pe loc ca peste tot este această infrastructură de mentalitate. Pentru că avem o problemă. Mulți coregrafi, mulți lideri de la noi sunt mai mult pe ce se întâmplă în curtea vecinului, neinteresându-se normal ce trebuie să facă pentru a avea o evoluție bună pentru dansatori. Dar răspund din proprie inițiativă, da, și eu în care da. Am trăit lucrul ăsta, am jurizat campionatul mondial, adică acea trupă Royal Family pe care o vedeam da. Pe internet, eu am jurizat-o și am pus-o serios? Pe locul 5. Serios vorbesc. Deci asta se întâmpla în 2019, când acel videoclip era viral. Ei au venit la campionatul mondial și au fost bătuți de către Japonia, de Kana Boom. Vorbesc cu copiii. La... Dar iartă-mă un pic, deci cum adică interesul meu nu este să mă duc acolo să fiu cât mai bun și să pot să reprezint țara, interesul e să mă uit peste gard să văd ce face ăla? Din perspectiva asta, la noi în țară se întâmplă acest fenomen. De ce? Pentru că am fost parte. Pot să zic că suntem una dintre cele mai vechi, dacă nu cea mai veche, academie sau școală de dans din România, pe latura de street dance. Și de ce zic lucrul ăsta? Pentru că în momentul de față am văzut cum au evoluat lucrurile. Și toate acele generații care au fost sub tutela unor lideri care urmăreau doar joburile, n-au înțeles despre ce este vorba. Este exact ca și în sport, să dai mai departe. Și știi ce e ciudat? Pentru că în hip-hop se zice așa, each one teach one. Tare. Și aici a fost o problemă foarte mare, pentru că mulți n-au înțeles ce înseamnă de fapt cultura de hip-hop. Cultura de hip-hop, de exemplu, pentru noi șapca reprezintă coroana, cum spuneam și acum ceva timp în urmă. Dar în aceeași măsură este un mod de viață, iar acest mod de viață a plecat în situații grele pentru oameni, în care noi veneam să ne întâlnim, să ne susținem și dansul era latura care ne ajuta să trecem peste problemele mari. Numai că în momentul în care tu ești negativist și vorbești greșit la adresa vecinului, de ce a reușit mai mult sau de ce a făcut lucrul ăsta, atunci normal că nu te poți numi. Asta e valabil doar la noi? E valabil peste tot, nu numai la noi. La noi îmi doresc foarte mult ca oamenii să înțeleagă lucrul ăsta. Și uite, drept dovadă, lăsăm modestia deoparte. Am fost o persoană care toată viața mea mi-a plăcut să vorbesc faptele pentru mine. Dar astăzi vorbesc faptele. La noi, uite-te, de exemplu, pe televiziune ce avem. Vezi vreun jurat dansator, în afară de Mihai Petre, care da, merită toate creditele.
Dar vezi la vreo televiziune ceva de genul ăsta ca corect, să promovăm? Înțeleg ce zici, da. De exemplu, am fost sunat de către un anumit trust să ne ducem în selecții să facem anumite lucruri și le-am spus foarte clar în față. Nu, dacă nu e Paul Gheorghe în juriu. De ce? Nu pentru că sunt arogant, ci datorită faptului că noi muncim enorm. Da, și știu asta. Cum creștem noi, de exemplu, generațiile de dansatori sau cum oferim noi lucrurile astea? Și uite, îți dau un exemplu, India. Uite-te la India, cele mai mari show-uri sunt pe dans. Ei sunt dansatori născuți, dar și la noi se întâmplă lucrul ăsta și normal, pentru că media nu ajută. Iar noi, cei care cu adevărat reprezentăm România mai mult decât nu dăm nume vedete care nu au ce căuta pe sticlă, dar poate sunt mai dezvoltate din punct de vedere al sportului și atunci normal al că suportului. Se... Al suportului. Dar moral, al sportului. Așa, și depinde ce kilometri mai sunt la bord, dar în aceeași măsură îți dai seama că devine puțin supărător lucrul ăsta și nu-i învinovățesc pe acei lideri care la ora actuală au școli de dans, pentru că n-au unde să expună. Și cine promovează lucrul ăsta? Dar voi puteți face mai mult sau nu depinde de voi? Făcând mai mult la ce te tu referi. Ești clar că ești un vârf. În sensul că vii la emisiuni, te duci, arăți copiii și așa mai departe. Ceilalți fac treburile astea? Mai sunt câțiva colegi de mei din Brazlă. Adică știi să propovăduiți, cum se zice. Mai sunt câțiva colegi din Brazlă care fac lucrul ăsta, dar în aceeași măsură toate astea nu au o continuitate foarte mare. Deci noi chiar dacă apărăm, de exemplu, la o emisiune și acum dacă tot vorbim, cred că am putea să vorbim de prietenii noștri de la Neața cu Răzvan și Dani sau Cătălin Măruță, care realistic vorbind de câte ori a fost nevoie, au fost prezenți alături de noi și au susținut. Și dacă stau să mă gândesc, cam de la ei au plecat marile valori. Adică cam toți de la când erau mici au trecut pe acolo și de acolo s-au ridicat. Dar eu pot să spun un singur lucru foarte sincer. Ce poți să faci cu o apariție de 3 minute? Nu ai cum. Aici e problema. Trebuie continuitate și ceva mai mult. Am avut o situație când erau emisiunile de breaslă în ceea ce înseamnă dansul și o întâlnire cu producătorii respectivi și același lucru le-am spus. Zic, e foarte important ca echipa voastră să facă research potrivit pentru oameni. Pentru că noi ca dansatori, îți dau un exemplu simplu. Eu mă duc și călătoresc în atâtea țări, dar jurizez, deci sunt jurat de elită. Sunt antrenorul lotului național de breaking acum, intru în contact cu toți oamenii, original generation, oameni care au fondat stilul. Venim în țara aici și te trezești la un moment dat că te cheamă la o emisiune în care tu știi ce înseamnă și televiziunea, că mulți îți aruncă acest lucru, nu știi ce înseamnă entertainment. Am lucrat și în televiziune, cunosc foarte bine acest aspect. Dar întrebarea mea e următoarea, cine să mă jurizeze? Cum poți să-mi vorbești despre dans? Ok, de show putem să facem. Orice producător mare poate să-și ia, uite cum era, de exemplu, Edi Stancu la Dansez pentru tine. Poți să-ți iei, de exemplu, și să faci ceva cu trupa respectivă. Băi, dar întrebarea mea următoare. Ce poți să-mi spui tu ca jurat din punct de vedere al dansului? Că tu nu poți să-mi spui ca producător despre show. Și atunci eu n-am dreptul la replică, înțelegi? Și unde e repercusiunea? Pe părinții, copiii care cred în noi și ne știu că suntem la nivelul ăla înalt, ne ducem la televiziunea respectivă și la televiziunea respectivă ce se întâmplă? A fost drăguț, mi-a plăcut, dar ei habar n-au ce am făcut noi acolo. Da, și câtă muncă stă în spate. Îți dai seama, deci există un stil, se numește shutting, doar am pușca. Și dacă tu vii și îl faci pe scenă la momentul respectiv, cine poate să spună ție despre ce e vorba? Sau să-ți dea un feedback corect? Dar avem oameni care poate să ducă? Adică pe partea asta la există jurați care ar putea veni. Noi nu-i știm acum, adică nu-i cunoaștem. Dar tu-i cunoști. În România ar putea veni? Adică în afară de tine, să zicem, mai sunt încă 5-5 care ar putea veni să fie jurați la astfel de emisiuni? Îți pot da 2 care cu siguranță ar putea să facă lucrul ăsta. Deci în afară de mine sunt 2 care ar putea să facă lucrul ăsta, pentru că îți spun și de ce. Sunt oameni care dovedesc în primul rând prin acțiunile și rezultatele lor. Unul ar fi Dorian Cosma de la Arad, pentru că în momentul de față este singurul care a reușit la grupe de copii cu vârstă între 7 și 13 ani, de 6 ani să fie campion în fiecare an și să ne bată pe toți de la un cap la coadă. Deci omul are o pepinieră ca lumea, sănătoasă. Băi, are o bază foarte mișto, atât și el cât și soții. Și el copiii în Arad? Atât de... El, îți dai seama, copiii vin la cursul lui de bază, propriu zis, și au un sistem foarte bine definit, pentru că asta este partea frumoasă, știi? Și aici mă gândesc eu, în general, dacă eu aș fi producător de televiziune și vreau să fac o emisiune super șmecheră de dans, care ar putea să prinde, că România e plină de dansatori. Crede-mă. Deci e plină de dansatori, numai că în momentul de față nu sunt fructificați ca atare și nu li se dă ce trebuie să li se dea. Și atunci, în momentul respectiv, el a creat un sistem foarte mișto, cum și de asemenea și eu l-am creat, pe sistemul sportului, cu grupe de juniori.
Și noi facem exact ca în fotbal, știi? Juniori 1, juniori 2, da, junior 3. Exact, trec niște, trec următorul, niște etape. Da. Da. Dar ei sunt atât de serioși și sunt în contact atât de mult cu America, încât pentru ei văd și ei lucrul ăsta. Am înțeles ce spui. Și atunci aici intervine acea situație în care trupele și acei lideri care se uită în curtea vecinului, în loc să se intereseze sau să vorbească, preferă mai mult să facă acel hate gratuit. Am înțeles. Hai să începem cu tine, să ne întoarcem, că da, am început un pic cu capătul povestirii. Cum a început nebunia asta la tine? Ah, dacă zic sincer, cu jurizarea sau cu dansul? Nu, cu dansul. Hai să o luăm cu dansul, nu? Cu dansul, să fiu foarte sincer cu tine. Eram acasă, la bunic mea, peste Dunăre, la Galați, și la un moment dat a venit mama de la o nuntă și a spus că ăla lui Huzum a dansat atât de bine populară, încât îți dai seama, am fost atât de gelos și am zis, da? Ei, las că învăț eu popular. Foarte tare asta. Și m-am dus și am învățat pe uliță la bunica. Ia mă, tată, care-s mișcările și astea? Dă-i acolo ca să fie. Băi, dar am învățat atât de bine încât nu exista nuntă. Nu, este anuntă în sat, păi, în care și eu de unde le-ai învățat tu? Adică bă, cine ți-a fost învățătorul? Copiii de pe stradă. Prietenii mei la vârsta respectivă. Dar și știau? Era Albatros, Tommy Junior, da, dacă ți-amintești, armata și toate alea, Hora în două părți. Ei, și atunci noi ce făceam? Dai cu semințele și pe uliță, cu dar, muzică. Dar, Paul, trebuia să ai unul de să-ți arate doi pas stânga, doi pas dreapta. Noi eram, ne țineam așa de mâini și începeam să ne mișcăm. Uite, bă, așa trebuie să facem. Dar câți ani aveai atunci? Adică când făceai asta? Băi, cred că aveam 12 ani. Cam așa, 12 ani, da. Eram la bătrân sau târziu de vreme? Cum bă, e vârsta asta? E... Adică tu... Dansul nu are vârstă. Bun, dar acum dacă îți vine un tip la 12 ani, ce îi zici? Este la vârsta perfectă. Bun. E la vârsta perfectă. Deci nu, ca să înțelegem, nu e ca la gimnastică sau la asta, dacă n-ai 6 anișori... Nu, bun, aici, trebuie să ai motricitatea, asta e clar. Aici trebuie să punctez un lucru foarte important. Mi se întâmplă în permanență și acum la academie când vine cineva sau ne sună o persoană de 30 ceva de ani, eu sunt prea bătrân. Mă, nu e adevărat. Asta este un bullshit pe românește, chestia asta că eu n-am calități. Cu calitățile nu te noiești, le sădești. Pentru că tu de mic amintești, spune-mi un copil mic care să nu se uite la televizor, să nu se miște după la din ecran. Deci corect. Asta o ai de când te naști, după trebuie să o sădești. E vorba de încrederea de sine, e vorba de partea ta psihologică, dacă cu adevărat vrei treaba asta. Și în momentul în care tu nu-i dai să mănânce, normal că o pierzi. Deci, din punctul meu de vedere, eu când am început, probabil că am fost unul din copiii norocoși a generației respective. Pentru că nu țineam cont de ce în jurul meu sau ce cred alții. Îți dai seama, eram la țară, la bunici, da, da, ne bucuram de ce mâncam colțul de pâine și eram cei mai fericiți cu cheia la gât. Sănătate. Dar înainte, pe vremea lui Ceaușescu, exista că, eu țin minte când eram copil, că făceau unii în București breakdance. Acum nu știu dacă făceau la nivel organizat, dacă făceau, are legătură cu ceea ce se întâmplă astăzi. No. Clar că s-a dus la alt nivel acum. No. Deci break-ul ăla de atunci nu. Nu. Atunci că mai erau unii care făceau niște mișcări, niște... Era o sursă de informație greu de accesat la momentul respectiv. Pentru că nu mulți erau care făceau acest lucru. Noi pe vremea respectivă derulam cu caseta video, că apăreau videoclipurile din vechi, dacă ți amintești. Da, și ce făceați, dădeați înainte și înapoi? Dădeam înapoi caseta să ne uităm cu piciorul și cum face ăla, pac, exact, pac. Și după asta în garaj ne rupeam piciorile, da, că aveam garajul așa, da, și da, ridicam, ne tăiam degetele, nu știam ce cu noi. Dar noi așa făceam. Deci nu a existat o situație de gen în care să fie ca la ora actuală, studiouri de dans. Nu, noi puneam, ne duceam, luam cartonul, puneam frumos scotch, lipeam pe pătrat și de multe ori îl puneam pe ciment. Stai, ia-mă încet așa. Da, deci îl puneam pe ciment și acolo dădeam și ne învârteam, că făceam. Și nu trebuia să ieși din ăla sau de ce puneați ăla? Îl puneam ca să nu ne beștele în capul, înțeles, și creierii, îți dai seama. Dar noi, de unde naiba să știm, că era ciment de la scolțos. Și la un moment dat se... Nu mai simțeam, dar noi ziceam că e perfect, de unde. Și puneați la video, țac, țac, play, stop sau dădeai cu încetinitorul și ce făceau ei acolo? Exact, luam și noi. Nu înțelegeam. Deci nu înțelegeam cum există în ziua de azi această oportunitate de a putea să înveți mai repede. Nu exista internet, nu exista sursă de informare, deci pur și simplu derulam. Și dacă mi se rupea banda, prindeam cu scotch. La un dat, hop, dar trebuia să mai găsești vreo 3-4 nebuni. Păi nu puteai numai tu. Eram, pentru că atunci erau, știi cum se cheamă, animatorii din ziua de azi, în care tot la fel sunt cu sportul în floare. Noi la momentul respectiv eram animatorii clubului. Pentru că noi ne duceam și în momentul în care băga piesa de breaking, deci propriu-zis, mi-amintesc atunci că a apărut Flying Steps pentru prima oară, sau Music Instructor, Rock Your Body. Music, deci, Instructor, da. În momentul când dădea drumul acolo, mă, știi cum era, era ca un magnet din ăla, ne strângeam toți, ne urmăream și începeam să dansăm. Cu coreografie ad hoc, așa, nu? Sau... Era exact breakdance-ul, denumirea pe care a dat-o media, că noi normal le spunem breaking.
Da. Deci adevărații pentru noi oameni. Break dance-ul pentru ăștia mai bătrân era ăla. Era partea de sus. Da. N-ai spuneam așa, da. Ne, era un cumul. Uite, nu pot să face break dance. Era un cumul. Deci era partea de sus care mai greu cu rotitul pe cap și așa, nu prea era pe atunci. Dar ăsta exista. Se făcea, dar noi spuneam breakdance atunci, dar da. De fapt ăsta este popping ca și stil. Bun. Dar noi îl identificam atunci pentru că informația la noi în țară nu era atât de mare. Deci noi nu aveam informații. Hai să ne mai dăm un pas mai jos. Ce s-a întâmplat după Revoluție? Păi, după Revoluție a putut... Adică în anii aia premergători. În anii premergători am reușit să cumulăm informații. Pentru că deja intrase televiziunea, prin cablu nu mai depindeam doar de TVR și multe alte lucruri de gen și începeam să identificăm. Și în momentul în care a apărut, îmi amintesc și acum, cum îți spuneam mai devreme, Music Instructor, după care Flying Steps, atunci a început nebunia. Dar nu erați priviți drept niște ciudați? Ba da, am fost considerat homeless, oameni în străzi. Deci eu când mergeam cu șapca, eu îmi amintesc că spun sincer. Dă-ți mă șapca aia jos, da. Exact, când am fost prima oară la televiziune, când am urcat cu troabul, prima oară mi-a zis, ce să vin cu ciudații ăștia aici? Da? Deci un producător a zis, nu, nu băgăm ciudații ăștia. Și atunci pentru mine a fost un șoc. Băi frate, stai așa puțin că asta reprezintă poate o educație mai mare decât da, dar noi nu știam ta. Lucrul ăsta, știi? Uite, acum tu când vii și explici, da? Lumea nu te mai privește, bun, nu că aude aici, te-am mai auzit, te-am mai, dar noi nu știam, eram Mother Talking și Michael Jackson. Așa este, dar uite, ne întoarcem puțin la ce discutam. Și era, iartă-mă, mămică, dă-mă șapca jos din cap când stai în încăpere. Da. Nu? Pentru noi era faci? Durere. Era durere când aia, ce... coroana jos. Nu? Și tradiționalul plouă aici? E, de stai cu... Nu? Da. Așa... Da, știu. Așa este, dar uite, vezi, acum nu vreau să aduc o situație negativă sau de incriminare, dar în aceeași măsură mai devreme discutam despre a te uita în curtea vecinului. Vezi, uite, asta realizez eu de câte ori plec în afară și mă întorc în țară. Da. Există chestia asta noastră ca nație. Nu, e ca nație. A. Noi nu avem oportunitatea să ne informăm. Mai întâi dăm și după asta... Păi, mămică, dacă toți ăia stăteau cu... băștile în mână da, nu, și cu șepcile da, și când ați apărut, da. Nu? Toți da. Erau așa. Da. Și puțin a plecat. Și ați apărut voi. Băi, nene, dă-mă mai ajuns în cap, că aici nu plouă, nu ninge, nu bate vântul. Da, au fost tan dificil pentru noi. Și, da. Crede-mă că strângeam din dinți. Deci, în momentul când îmi spunea, dă șapca jos din cap, eram ceva de gen, de multe ori am zis, da, vrei să dau șapca jos din cap? Perfect. Bun, plecam și închideam ușa. Doar de noi, că avem, recunosc aici, noi avem un ego da. Foarte mare când e vorba despre ceea ce facem. Prima trupă, cum ai făcut-o sau cum v-ați găsit? Bun, dansați? Băi, prima trupă a mea s-a numit SMS, Send Message Show și ai să râzi, dar să știi că eu cântam. Deci înainte de Alb Negru eu cântam. Nu cred. Îți jur. Uite, îmi pare rău că nu ți-am adus filmări, că le aveam acasă, nu mi-a dat prin cap treaba asta. Deci erai voce? Eram voce, da. Deci la momentul respectiv cântam... Și dansai sau numai voce și alți băieți dansau? Nu, eram eu cu un băiat, Mircea, cântam și două fete care dansau și făceam propriile mele coreografii de pe atunci. Și eram în deschidere la toate evenimentele, dacă ți-amintești, caravana lui Axinte. Ei, cum? Cu Bostanu? Cu Bostanu, exact. În momentul în care... Pe mergeam, bune? Da, păi așa am ajuns și vă anunța, SMS. SMS, exact, SMS și eu. Intram noi cu mingile de basket. Sincer, primele reacții. S-a uitat ca cine-s mamă ăștia, doamne? V-au... Băi, să știi că publicul și tânăra generație de atunci ne apreciau enorm de mult. Deci de prima oară când am urcat pe scenă, că mie mi-a plăcut să apar colorat, diferit. Adică niciodată nu mi-a plăcut să fie o normalitate a lucrurilor. Și ați făcut nebunii din prima? Da. Adică v-ați dus departe din da. Prima? Da, ne-am dus. Nu am ajuns atât de sus, trebuia la un moment dat să ajungem la tonomatul de pe 2 la Măruță, dar la un moment dat mi-am dat seama că nu e de mine atât de mult. Nu eram eu o voce extraordinară, știi? Adică Antaresu făcea foarte multe, trebuie să recunosc treaba asta, dar era în vogă totuși, știi? Și atunci pentru mine a contat enorm de mult, că acolo am cunoscut de la Cătălin Măruță, la Andra, la Andrei, absolut totul. La un moment dat de acolo am plecat, m-am cunoscut cu asta, doamne zic asta, iartă-mă, cu Andreea Bălan, ne-am cunoscut că ne întâlneam în show-uri, i-a plăcut foarte mult, am coregrafiat-o după asta la Evadez, a vrut să dansăm pentru ea, iar nu mi-a plăcut lucrul ăsta, că nu-mi plăcea să fiu condus de cineva. Și atunci am zis, ok, trebuie să fac ceva al meu. Dar m-am oprit din cântat la un moment dat, pentru că am simțit că e mai important dansul. Și mă regăseam mai mult în latura asta. Dar asta ce înseamnă mai important? Dansul simți în sânge? Da. Adică asta e adevărată, că ai în sânge asta. Da. Știi asta... că așa e expresia. Mamă, asta... care dansul în sânge? Dansul în sânge. Revenim din nou la același lucru. Toți îl avem. Numai că eu pot să recunosc și aici sunt foarte asumat și lăsăm modestia deoparte. Eu cum am avut un gram de nebunie, eu am vrut să-mi urmez visul. Pentru că mama și tata îmi spuneau, du-te și apucă-te de ceva serios. Și eu ziceam, am apucat. Dar ei nu credeau, apucă-te de ceva serios. Până în momentul în care au venit în București
Și au văzut la momentul respectiv ce fac și au zis, da, e clară treaba cu tine. Asta e direcția, dar fii sigur că faci ceva bun. Și tata mea a zis o vorbă pe care și în ziua de azi o aplic. Calul bun se vinde din grajd, nu te duci cu el la târg. Și atunci am zis, da, perfect o fac. Dar îți spun foarte sincer că foarte, foarte mult timp am fost supărat pe ai mei părinți pentru chestia asta, dar după am zis, băi, nu are rost să fiu supărat pentru că ei n-aveau de unde să înțeleagă. Exact cum am spus și mai devreme, cu șapca și mentalitatea. Da, trebuia veneam tocat din epoca, și explicat și vorbit. Ca veneam să... din epoca comunismului și era acea tranziție. Dar stai puțin, că nu numai părinții. Și eu mă uitam ciudat la unul care venea în clasă și stătea cu șapca, știi? Cinstit. Deci ai fost de asta. Și ziceam că eram crescuți așa. Ok, continuă. Îți zic, una, zic una grea de tot. Mă duc la doctor săptămâna trecută, okay, și intru și zic să rumână. Și dumneavoastră se uită așa la mine și zice, dar de ce zici să rumână? Și eu zic, păi, cum ar trebui? Bună? Salut? Mulțumesc? Dar zic, câți ani? Mă iertați așa. Zic, eu am fost învățat de ai mei, ce sare de 18 ani, domniță, domnișoară, până acolo ești cu bună, după aia ești cu sărumână, adică nu prea poți să... Nu? A zis, nu era din România, naturalizată în România, ca a zis, părinții mei mi-au învățat numai cu bună și cu mulțumesc. Mă așează acolo, mă controlează la inimă, îmi dă cu gel din ăla și îmi dă să mă șterg cu șervețelul. Ce zic în primă șervețelul? Sărumâna? Aoleu, iar sărumâna! Zic, mă, dar unde greșesc? Că ai noștri ne-au învățat, nu, la o doamnă, să-i spui sărumâna. Da, cum? Corect. Da? Bun, îmi dă ăla și eu ce îi zic? Mersi? Sau mulțumesc? Da, era ciudat, nu? Mi s-a dus pe sărumâna, nu? Da. Aoleu, iar sărumâna? Mamă, zic, acum trebuie să mă cenzurez. Vezi, de aici neînțelegerile astea, așa și aici. Momentul în care vii și explici, domnule, uite noi. La fel se întâmpla, să știi, și cu metaliștii și cu depeșarii. Tu de ce porți bot fără ea, mă, că sunt 45 de grade afară? Aoleu, mi-ai amintit una cu metaliștii. Știi? Cu metaliștii. Bă, voi de ce trebuie să aveți lanțurile astea așa pe voi, tonele astea de lanțuri și gecile astea? Și pentru că asta era cultura. Da, noi de unde s-o știm? La noi se termina la Scorpions și la Europe. AC/DC? Mai greu cu AC/DC-ul, nu? Înainte de Revoluție. Da. Era Modern Talking, Sandra... Da, asta a fost un lucru, dar uite, de exemplu, pe parcursul anilor, să știi că nu toată lumea a avut forța de a se adapta. Și la ora actuală mai întâmpinăm. Dar acum, pentru mine, un răspuns foarte bun pe care pot să-l dau. Din stradă, din întuneric, suntem în lumina reflectoarelor. Bun asta. Asta bun, e realitate. Ați început să... La început erau mulți nebuni. Noi tot timpul când zicem nebuni, glumim, desigur. Da. Nebunii frumoși, adică oamenii să nu înțeleagă. Mulți bolnavi. Băi, da, pentru că uite, adică acum... când vă găseați voi primele dăți. Eu la noi, iartă-mă, era simplu. Băi, Zalomitul era întâlnirea de peșarilor. Da. Punea la două casete, mergeam, dădeam în botforia, și era bucuria aia mișto, burcă, aia, și ne mai întâlneam cu aia și ne mai fugăream pe la gura de metrou pe la izvor, că veneau și ei de la ascultaseră Metallica și Guns. Băi, la mine în Galația a început să crească lucrul ăsta și spun și de ce. Pentru că, uite, apropo, mai devreme vorbeai despre metaliștii. Da. La zid, la Galați, dedesubt, la partea de jos, era un club, se numea La Stuf, unde erau numai metaliști. Și noi aveam două locuri în care dansam în Galați, la Romarta sau la zid acolo. Și la zid acolo, când ei aveau toată petrecerea lor ce făceau, noi eram deasupra, eram undeva la vreo 8 băieți. Nici voi care... nu vă potoleați. Nu, dar aia aveau jos concert și voi... Păi, dar nu era concert, erau la petrecerile lor. Dar era singurul loc în care aveam marmură și ne puteam bucura să nu ne mai intre toate pietricele, că nu ți-am zis că ți-am spus de acel flor care ne și intra. Și acolo ce era? Și acolo noi puneam flori și era marmura. Și noi dădeam drumul la un costofon de la cu baterii de la 666 vechi. Da. Era mișto, nu deranjam pe nimeni, muzica în cer, ne antrenam pentru noi. Bă, când ieșeau ăștia băuți... Ce faceți, mă? Bă, deci ne luau. Ce căutați, mă? Ce treabă aveți, mă? Bă, și mi-am tăiat o fază. Că mi-a luat eu primul costofon în ochi. Era un prieten de-a meu aici, s-a luat unul de mine, s-a băgat ăsta în fața mea, ăla de acolo, ia casetofonul, ce te bagi, îl împinge ăsta și ăsta, când a dat casetofonul meu să-l lasă jos și mi-a venit mie direct în cap. Ha. Atunci a fost prima oară când am văzut stele verzi. La propriu, la vreau. Deci m-am dus, auzeam și MBMC și tot ce vrei tu. L-auzeam pe problemă de atunci, înainte să se lanseze. N-a apucat problemă să zică. Nimic, nici n-a scos, beau, că eram deja. Da. Deci erați optiși? Sau, mă rog, da? Da. 8 și după asta am reușit să creștem comunitatea în momentul în care ne duceam la balurile de liceu și de acolo am început să cântăm pentru că ei ne invitau, domne, că nu vrem dans, vrem cântăreți, că apăruseră deja trupele românești și atunci am zis, ok, ne-am dus și noi în studio la Dolly Do, unde a fost Azi 20 și Sweet Kiss-ul la început, Sweet la Kiss. Doru Strâmbeanu, da, Măcrineanu, dacă o să mă vadă, îl salut cu mare drag, a fost primul om care a crezut în noi 100%. Și din momentul respectiv am început să ne ducem la diferite licee, unde își țineau
ca să zic așa, balu. Și de acolo veneau foarte mulți alături de noi, că le plăceau foarte mult. V-a fost greu la început? Adică a fost vreo perioadă în care să zici, bă, ne lăsăm că ăștia nu înțeleg? Băi, da. A fost foarte greu pentru că, de exemplu, când ne duceam în club, veneau foarte mulți de fani Depeș, da, Metallica, da, și care tot, nu pricepeau treaba și asta. În momentul în care noi dansam, ce făceau? Spărgeau sticlele pe floor unde eram noi. Ma. Și atunci erau niște chestii, deci am trăit și niște vreme foarte nasoale, dar în schimb să știi că dragostea asta și pasiunea asta pe care o avem nu ne-a dat niciodată înapoi. Adică nu cred că ar putea ceva să ne mai dea înapoi vreodată, când acum ne-au dat atunci. Tu de acolo te-ai mutat încoace în București. Eu m-am mutat în București în felul următor. Eram pe scenă, cântam la Castel, prezentam Măruță și a venit directorul de la Rostar la momentul respectiv și a zis că mă ajută să mă mut în București să fac pasul aici. Pe bune? Colegul meu de trupă a zis că el nu face pasul, la 3 noapte am plecat și am ajuns la sora bărbatului mătușei mele, care a zis că mă ajută de asemenea. Am venit în București cu 50 de lei în buzunar, mama și tata nu au fost de acord, dar în schimb au zis dacă ăsta este drumul tău, îl înțelegem. Și de la scenă, iartă, mă, se întâmplă asta? La 22 de ani se întâmpla lucrul ăsta. Și ai avut tupeu? Da. Da, eu am fost, sunt un nonconformist, adică pentru mine, mie îmi place să exploatez nou. Ce-ai găsit? Te-am mâncat București, tu te-ai înghițit? Nu, faza nasoală a fost alta, că am ajuns după scenă la merchandiser. Deci m-a ajutat atât de bine încât de la scenă, cu o seară înainte eram pe scenă cântând, dădeam autografe și a doua zi puneam biscuiții pe rafturi la Mega Image. Băi, nevoie de bani. Na, nu, pentru că n-am știut ce înseamnă schimbarea, dar știi ce m-a ținut? Un singur lucru în viața asta. Nu mi-am dorit niciodată să îmi dezamăgesc părinții. Și atunci nu mai puteam să dau să te mai întorci. Da. Să bați la ușă, să zici, da, n-a ieșit. Mă întrebau, sunt bine, nu sunt da, bine. Da, domnule. Bine, și atunci am venit în București, am început să țin legătura, am ajuns la Atomic TV. Aici comunitatea era altfel? Aici când am intrat exista comunitatea? Exista, dar era dezbinată. Era dezbinată, București, pentru că erau crângași cu sectorul da, 4, cu tot. Care este mai dar șmecher, ei, la momentul respectiv când a venit, ei se antrenau aici, la Palatul Copiilor. Da, la fel pe Marte. Știu, acolo. Acolo sau la cupolă da, în Herăstrău. Cum era... La cupolă Herăstrău, da, bun. Deci era lângă Teatrul de Vară. Da, acolo. Da. Dar eu am intrat și am intrat în contact cu niște băieți din Crângași, nu mai țin minte cum îi cheau, că a fost de mult. Și cum am intrat? Am intrat în momentul în care s-a făcut selecție, după ce a apărut Simplu. Se făcea la Raton o selecție să se facă o trupă care să bată Simplu. New Star. Nu cred. Da, și ne-am întâlnit acolo toți, deci foarte mulți. Acolo a fost pentru prima oară când am văzut eu România ca și dansator de breaking. Ei mai avansați, adică ceea ce-i găsit în București, avansat față de ceea ce era la Galați? Da. Da, pe la Galați noi eram o mână de oameni și ne duceam până la Vaslui sau la Huși ca să dansăm. Adică ne duceam în cluburi ca să căutăm dansatori. Da, da. La modul ăla eram și făceam prunașul, mergeam și alte nebunii. Începuse în București să se înțeleagă treaba asta? Adică că există și niște dansatori de breaking? Băi, adică da, nu erau băieții care și cântau, se mai duceau puțin în spate și mai făceau trei piruiete și iar veneau și mai cântau? Nu. Că noi așa, eram cu Backstreet Boys și cu aia care era un fel de cântăreți o dansatori, așa. Știi cine a început să lovească foarte mult la tura asta? Acum eu am avut o discuție, sunt prieten foarte bun cu Șerban, dar în aceeași măsură sunt prieten foarte bun și cu Edi Cerebel și cu Piticu. Povestea am auzit-o din ambele părți. Pot să spun un singur lucru ca să nu denigrez vreo parte. Da. Breaking a luat un mare impact, acum nu contează ordinea, orică a fost Animal X, ori simplu Animal X. Clar este că ei au făcut treaba asta. Deci ei au făcut să explodeze. Da. În momentul în care au avut acele piese super comerciale și au apărut cu dansul, din momentul respectiv a luat o mare amploare. Pentru că ei dansau sau pentru că ei aveau piesa de așa natură încât voi să puteți dansa după ea? Piesa prindea foarte mult la tânăra generație. De exemplu, în cazul Animal X, când toți au început să se vopsească, toți ne vopseam. Vedeam că fac breaking, știam noi, dar ce făceau. Aia știam în momentul ăla. Ei ca și elemente nu făceau extraordinar de multe lucruri. Dar când Simplu au apărut, de exemplu, și au început să dea headspin, să dea flare, calcul mânere, cum știm, și multe alte lucruri de genul ăsta. Stai, tată, că e altceva. Atunci s-a schimbat. Deci eu cam așa aș vedea o nouă din Animal X. Hai să nu răspundem. Pe vremea era Andrei care dansau așa, știi, stânga-dreapta. Aia era dansul. În momentul în care au început să vină oamenii ăștia, da, simplu. Bă, ce face Piticu? Ei au ridicat... Știi, ne uitam și noi ăștia care nu. Eu am fost de peșar toată viața mea, pe loc. Un tricou și o tăbliță deasupra bocangului. Da, noi atunci... Și atunci am zis, bă, stai puțin că... Era pentru că eu de pe aia așteptam. Mai era MTV-ul care mai dădea niște chestii de genul ăsta. Noi ne uităm ca la navetă spațială. Da, MCM-ul și Atomic. Ce fac ăia, bă, frate? Stau în cap. Cum trebuie să învârte ăla, mă, pe fes?
Da, băi, era Flying Steps-ul când au făcut faza aia, de, era camera de jos filmată și ăla se învârtea în cap cu brațele și nu înțelegeam cap. Și ne uitam, mă întorcea televizorul de 10 ani. Băi, da, cum e televizorul acela? Da. Au fost lucruri mari care s-au întâmplat, dar ei au fost pentru România, care pot să zic că acel moment și show-urile pe care Simplu le-a făcut după, plus Animalix-ul, când și-au adus dansatori din Constanța, cum au fost Mil, era un dansator, dacă pot zic, nu mi-a putut să-i spunea, dar omul era foarte tare. Dar ei de unde, după ureche făceau, adică de unde aveau, exact cum spui tu, puneau stop la casete și de unde aveau ei coreografia? Din ce am discutat în mare parte cu ei, la fel ca și mine au plecat, adică noi cam toți acolo am plecat. Ne luam sursele din... După Revoluție, resursele au venit, dar au venit într-o informație nu foarte mare față de acum. Da. Noi în militar trăgeam Vanilla Ice, că era Ice Ice Baby, dată non-stop, o trăgeai la video și puneam așa și făceam și noi, trei băieți, țac, 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 exact, într-o sufragerie, că nu te-am să scot televizorul afară. Păi și noi luam la fel pașii. Știi? Luam la fel și mai inventam. Ia mai dă-mă o dată că nu face ăla și începeai să te cer. Bă, tu nu vezi cum face? E, uite, noi vezi, fiind, știi? Vreau să-ți punctez un lucru foarte important. Exact cum ai făcut tu acum de te uitai și apropo de ce discutam mai devreme de producători, de televiziune, de tot, vezi că de asta e important să se intereseze un pic. Îți vine să crezi că pe vremea respectivă, vorbeam cu Don Campbell, Dumnezeu să-l ierte, fondatorul Luckingului, și spunea la un moment dat că, de exemplu, ei ajunseseră într-un punct în care, atât cu Popping Pit și cu Bugaloo Sam, fondatorul de Popping, stilul lui Popping, exact ce știam noi, că breakdance și hits și foarte multe chestii de, ca și denumiri, și la un moment dat au avut și dădeau denumiri mișcărilor în funcție de desene animate. Scarecrow, bom, știi? De exemplu, făcea point la în partea de Lucking, te-am văzut pe tine, te-am văzut și pe tine, adică erau niște chestii care au trebuit exact ca noi. Da. Serios da. Vorbesc. Da. De asta spun că e un mod de viață, adică dansul nu a venit ca o bombă și a făcut boom, din momentul ăsta tu ești cel mai deștept. Știi? Da. Adică totul a decurs, firesc. Exact ce se întâmpla și la noi. Dar a unit de asta astăzi. Dacă acum tu când zici că avem în sânge, știi, ne gândeam și noi fără ce coreografie, ce eram, 3 inci, dar iubeam de pești pe Vanilla Ice. Am zis, bă, Hammer e prea departe, era mult prea departe pentru noi, da. Nu mergea. Era top, da. Și am zis, hai să facem și noi, pun picior, ne roteam, hop, ia stai așa că la face 4 de alea, băi, sunt numai 3. Și dădeai și așa mai departe. Ok, era perioada ca oamenii să înțeleagă, cu 30 de ani se întâmpla lucrul ăsta. Dar uite, vrei să-ți mai dau un exemplu repede. Michael Jackson. Da, marele Michael Jackson, care toată lumea îl diviniza și poate acum mai sunt câțiva. Din păcate, totul e trecător în viață. Dar să știi că Michael Jackson, când a făcut acel mers pe spate, sau cum îi spuneau, slide back sau glide back, sau diferite denumiri, să știi că nu el a inventat. Au existat foarte mulți b-boy, breaker boys, care erau în spatele lui, dar niciodată n-a dat un nume. Deci în spatele marilor el a ieșit în față. El a ieșit în față ca, ca și cum el. El nu. Exact asta se găsește. În momentul ăla, gagicuțele erau topite în primul rând. Când el scotea pălăria, o arunca și s-a apucat de mers înapoi. Da. Gata, s-a terminat. Chestie, dacă cineva vrea ca să vadă și pentru telespectatori când se vor uita, să urmărească Planet B-Boy, documentarul, în care Duna de la Supercruise și povestește despre lucrul ăsta. Da? Da. Deci de asta se întâmplă, că și Omerion și mulți alți artiști care au avut în spate valori. Dar vezi, niciodată nu s-a pus amploare pe dans. Da, sau că a venit de la ăla, de la X. Exact. Ăla a făcut-o primul și eu am luat-o. Exact. Tocmai am dus-o la rangul de artă, asta e altceva, dar am luat-o și eu de la cineva, știi? Exact. Tocmai de asta spuneam mai devreme despre producătorii de televiziune, că dacă ar face un mic research, dansul în România ar bubui. Sunt foarte mulți. Știi câte festivale de dans? Pare ciudat așa, dar gândește că au fost, știu, nu tragem și nu analizăm, că nu e treaba, dar gândește că au fost vreo 10-12 sezoane puternice de dansez pentru tine. Perfect, de-abia așteptam să spui lucrul ăsta. Știi? De-abia așteptam să spui lucrul ăsta. Și spun și de ce, pentru că la momentul respectiv, da, au fost. Dar din nou o să spun același lucru. E important să știi research-ul cum îl faci. Adică gândește-te în felul următor. Tu dacă ești, eu dacă aș fi producător în momentul ăsta, mi-aș lua echipa și a spune, vă rog eu frumos să faceți un research, care sunt cei mai longevivi, care au avut rezultatele cele mai puternice și cum s-a făcut. Pentru că mulți dansatori nu s-au mai dus în momentul în care credibilitatea era dată către un dansator care la campionatele noastre naționale nici măcar nu prindea top 10. Am înțeles ce zici. Și atunci tu te duceai care investeai bani, mii de euro să te duci să-ți iei resurse să faci asta. Gândește-te cum ar fi, de exemplu, acum să-mi iau, băi, eu îmi fac un
Cum este, de exemplu, ABDC, American Best Dance Group, cum a făcut Randy Jackson în America pe MTV. Cum este So You Think You Can Dance. Băi, în momentul în care ai în juriu, e normal să iei din toate categoriile. Ia unul care are habar, care are istorie, care are tot ce îi trebuie. Vin și eu. Vin și eu. Și vine că mă jurizează ăla. O dată și doi la mână, pune niște coregrafi care au capabilitate. Păi tu puneai să participe, că era cauză sau nu era cauză, și pe asta îl făceai mare coregraf. Da. Și el n-a participat niciodată la un concurs. Da. Plecaseră pe caz social, exact. Mai mult decât exact. Pe dansul în sine. Și nu e o problemă, bravo lui, jos pălăria pentru el că a avut norocul ăsta, da, că toți da, ne dorim. Da. Dar de asta s-a pierdut. Nu s-a pierdut. Da, și tu nu te mai duceai când vedeai. Nu, numai. Eu unul personal am mai vrut lucrurile astea și în aceeași măsură, păi, îți dau un exemplu, am avut două televiziuni la care am fost, două evenimente mari propriu-zise în acest domeniu. Și de fiecare dată am fost primii, unde se făcea sunetul și totul pe noi, după ce aveam zi întreagă, două, trei zile de repetiții. Și a doua zi erai strigat, vină un car. Păi ce să mai fac eu în car când două zile noi am repetat în continuu și tu după asta mă pui în car să vin să zic eu cum să iei planurile? Păi pe cuvântul meu, donară, tu te-ai mai duce? Da, înțeleg ce zici. Și atunci vine momentul ăla și spui, bă frate, cum fac chestiile astea? Păi hai să facem lucrurile corecte dacă vrei să le facem corecte, că după asta spui de ce nu venim și de ce vă refuzăm. Corect. Hai să ne întoarcem un pic, că am rămas, țin minte, da, unde am pus semnul de la carte. Deci suntem în momentul în care cineva în România încearcă să-i bată pe simplu. Da. Toți căutam. Deci vine o idee că băi... Da, vine de la Roton și spune în felul următor, vor să fac o trupă de genul ăsta. Și noi ne-am strâns acolo toți dansatori. Băi, știi ce a ieșit? Deci castingul s-a dat pe stradă. Chiar acolo era pe, ții minte, pe la Traian, am uitat cum îi spune doamne pe acolo, pe în zona aia unde era la vremea respectivă sediu. Deci s-a umplut strada, mă plicit. Nu cred, dar ești stradă? În stradă, în stradă. A venit unul cu casetofonul, a dat că el vrea să repete și îți dai seama, noi ne-am strâns și ajunseseră ea de la casting să strige următorii și noi n-aveam treabă, că noi eram deja în battle toți. Ei voiau să vă bage într-o încăpere, în ceva, într-o sală. Da, exact. Au dat masa la o parte, o cameră normală și hai să facem, să dăm acolo probleme. Dar astea mai eram mulți. Fenomenul simplu și Animal League la momentul respectiv ne-a adus pe toți. Deci asta discutăm de acum aproape 20 de ani. Da. Da, ne-a adus pe toți. Și îți dai seama, eu în momentul respectiv toți ne doream ca să-i bubuim pe simplu. Chiar la un moment dat m-am unit cu cei de la Bombastic, cu Nic și cu toți, și chiar există filmare pe YouTube, sper să mă ierte de data asta Edi și cu Piticu. Băi, când chiar am dat acolo și ne-a zis că îi așteptăm pe scenă și să-i bubuim. Pe bure, adică erați nervoși. Hai tată să vină. Băi, eram hotărâți, îți dai seama, știi. Uite, de ce? Asta nu știam, asta se știe. Eu recunosc, așa, da? M-am educat în timp, dar la momentul respectiv eram gelos pe ei. Pentru că ne doream să ne batem, dar noi nu realizam că de fapt ei, și trebuie să recunosc lucrul ăsta după ani de zile, ei chiar ne-au dat viață. Dar noi eram hotărâți că nu, noi suntem mai buni. Era chestia aia de început, știi, de stradă. Cine dar voi tu? Și cântați? Atunci am cântat cu Bombasticul. Da? Deci a fost prima oară, ne-am pus într-o seară, hai să facem o piesă, mi-au zis că mă înțelegeam foarte bine cu Nic și îți dai seama, ne-am bucurat puțin cu apă minerală rusească. Da, da, și că era frig afară, era deși frig, era iulie. Și ce mi-a dat mie pe cap? Că eu eram pornit pe ei ca să-i batem, să-i nu știu ce, și când am dat pe microfon a rămas acolo. Gata, tăticule. Da. A fost o etapă. În schimb, trebuie să recunosc și să le dau creditele pentru că ei chiar au făcut lucruri. La ei de ce a murit? Băi, sincer, poveștile sunt... Adică ar fi mers... În sale lor, nu știu exact. Am înțeles. Spun, dar, sincer spun, cred că fiecare lucru durează atât cât trebuie. În schimb, dacă aș spune și dacă aș vorbi despre efectul simplu și Animal X, pot să spun că și-au făcut treaba. Ei în altă țară erau mult mai sus? Fără să tragem în România, am discutat că erau la început de drum, că sunt unele dintre primele trupe, bun, hai să spunem că ar fi explodat, da, sau ar fi trăit în altă țară. La cum îi cunosc și la cum i-am cunoscut după această etapă a teribilismului, ca să zic așa, da, da, corect. Pot să spun că da, pentru că toți sunt ambițioși. Deci în momentul de față aș fi absurd ca să spun sau să nu dau creditele Cezarului. Oamenii ăștia chiar au fost foarte serioși. Foarte mișto asta că spui, da, treaba asta. Da, chiar merită existat? Pentru că ei au fost un factor decisiv pentru tot ceea ce înseamnă dans și pentru absolut orice acel mic instructor fără licență, da, care astăzi predă. Deci ei au avut oportunitatea asta și această idee pe care i-au dus-o mai departe. Bun, ce s-a petrecut după aia, Paul? De se termină ei undeva 2004-2005.
Da. Și din momentul ăla? Și din momentul ăla apare... Flama din, era. Din câte flama... știu, să nu fac vreo greșeală. O, așa asuma, ca idee, da. Deja, nu. Cred că de prin 2005, din ce știu, la Oradea se făcea un festival numit Nimfea. Și atunci... Cum se respectiv... cheamă acum și... Aquaparcul din, din Oradea. Da. Aquaparcul din Oradea e Nimfea. Da, exact. Exact așa se numea festivalul, se întâmpla în august. Și din momentul respectiv, gata, eu am ajuns în București, eram la Rostar și am apucat să ajung la Atomic TV. Îl cunoșteam pe Nic Șerbu, Remus și toată gașca de acolo, Andrei Rizo, DJ-ul din ziua de azi, care erau acolo cu Chet, DJ-ul Lorenoana Groza. Noi ne știam din spectacolele avute cu Caravana lui Axinte. Și atunci, din momentul respectiv, am intrat la, la ei, am devenit coregraful lor la Atomic, dar ei nu știau că eu lucrez la Rostar. Mi-era rușine să zic. Pentru că îți dai seama, dansam cu ei, cântam cu ei, dansam cu ei pe scenă, eram de la egal la egal, jucam fotbal. Da. E, și din momentul respectiv, când am ajuns acolo, Remus, de la For You, Forever, cum se numeau ei atunci trupa, pardon, era fiul lui Nic Șerbu, un Nic Șerbu la momentul respectiv, m-a dus la Naționala Artiștilor. Deci eu eram concurența naționale la, în Caravana lui Axinte și atunci am intrat pentru prima oară în Naționala Artiștilor. Și... din momentul respectiv, acolo am început să deschid cursurile de dans și primul meu dansator a fost ales în funcție de cum a călcat în autobuz. Am văzut un băiat cum a călcat în autobuz, eu terminând facultatea de sport, am zis, wow, zic, aici mi-am scris repede pe un bilețel numărul de telefon, i-am zis, uite, vezi că eu sunt coregraf la Atomic TV, dacă vrei te aștept miercuri. Era doar el și cu mine. Ăla nu mai avea soluție, n-avea unde să mai ducă. Nu mai avea, de, el nu dansa. Deci era pur și simplu, l-am luat random din autobuz. Mi-a plăcut atât de mult, era îmbrăcat așa, pac, pac, tot ok. Nu dansase în viața lui, nu știa cu ce să mănâncă. Nu știa. Da, tipul motric, bănuiesc. Da. La cum a călcat. Da, la cum a călcat. Mi-a plăcut mie, am avut chestia aia, du-te, acum. Ești, din momentul respectiv a început troubă. Eu renunțasem deja să mai cânt, renunțasem la toată latura asta și am vrut să înființez. Ce a însemnat Trouble-ul? Trouble-ul, ca și denumire, pentru mine înseamnă în felul următor. Rezolvă problemele, găsește soluțiile. Nu înseamnă că îți fac probleme, dar asta nu înseamnă că nu-ți fac, decât dacă tu vrei. Dar am zis tot timpul, trebuie, de câte ori spun numele ăsta, trebuie să-mi amintesc că trebuie să găsesc soluțiile. Nu trebuie să mă gândesc de ce mi s-a întâmplat. Și dragul meu prieten Aurelien Tămișa mi-a spus o vorbă la un moment dat, zice, niciodată să-ți pui întrebarea, să-ți adresezi întrebarea de ce. Mergi mai departe. Și am înțeles sensul. Tămișan pe care l-ai găsit la Naționala Artiștilor și va mai rămâne încă 35 de ani după ce voi nu vor pentru să mai jucați. Pentru că este cel mai bun portar și are mănușa foarte bine. Și da, adică bine. El și copiii copiilor noștri, o să zic că am jucat cu Aurelian Tămișan, l-am găsit pe Temi în poartă și pe Enache în atac. În atac, da. Da. Adică cardio, se ține bine. Da. Da. E, da, să știi că au fost... fiind pe sticlă oameni, că acum ne ducem puțin în latura națională, fiind pe sticlă, fiind oameni vizibili, vedete, realistic, pentru mine, care eu veneam de la Galați, un puș după stradă, un nei ca nimeni, în momentul în care am stat de vorbă cu ei și felul cum m-au primit, eu am rămas șocat. Care credeam dacă că tu îi vedeai la televizor, normal, da. Normal. Mamă, ăștia care cântă, umpleau sări la Sala Palatului. Normal, atunci Enache era și... cu Chică cântă și dansează. Când am ajuns acolo, era Papa Palatului. Junior, care era... era pe sticlă, mama, era bine, înțelegi. Tot cu ploaia, cum să... Ploaia. Da, și când îl vedeam acolo, stai seama că eram pe margine, eram fotbalist, că am jucat fotbal în divizia la Oțelul Galați la momentul respectiv. Ai băgat? Da, am fost. N-am știut asta. Eu am fost sportan. Știam de fotbal, dar n-am știut că la... Da, am fost, eram la Tinere Speranțe, la Oțelul Galați, am jucat an bune. Pe bune? Da. Păi asta și ai venit și le-ai zis, ia stați mă așa că am venit. Nimic. Nu? N-aveam curaj. N-aveam curaj să le spun. Dar voiai să joci. Normal. Și am stat pe margine mult timp în Național. Da? Ai lustruit? Dar cum să nu? Am stat mult timp și știam că pot mai bine ca mulți. Dar niciodată nu mi-am pregătit. Eram fascinat de ei. Și sunt fascinat în continuare de Național Artiștilor. După atâția ani de zile care Național m-a ajutat foarte mult în evoluția mea, sunt fascinat de toți acești colegi. Dacă le știi poveștile de viață și dacă le vezi cum crezi și ce se întâmplă și să ajungi de la punctul în care erai un ei ca nimeni venit în Național Artiștilor și te-au primit cu brațele deschise toți artiștii, o familie pe bune și să ajungi în punctul în care astăzi ești în Consiliul Național al Artiștilor, e un pas mare pentru mine. Corect. Și vreau să spun că m-a educat profesional Național Artiștilor. Aurelian Temișan, Adrian Enache, domnul Lazar,
Andrei Ștefănescu, Camara, toți pe care îi cunoaște, îi cunoaște. Da, pe care știe lumea. Ei m-au educat foarte mult, adică poveștile lor, felul lor de a fi, dar tot timpul am luat ce a fost bun. Da. Dar felul cum au administrat pentru mine a fost un exemplu extraordinar. Deci pleacă la drum trouble tu și cu un băiat pe care l-ai ochit că pică, că el calcă, da, bine. El calcă bine și de acolo acel băiat a venit cu prietena lui, prietena lui a mai venit cu o prietenă, s-a dus vestea că se face o trupă foarte șmecheră, un coreograf foarte tare, cum vorbeau ei, tot în regulă. Și atunci eram doar 3 școli de dans în tot București. În afară de breakers, de b-boys care se pregăteau, da, singuri. Eram eu trouble-ul la Atomic TV, era Living Dance-ul și era Motanu, The Kittens, care era notopeni. Deci aceștia eram. Rest erau dansatori de artiști. Aveați sală? Aveați unde exersați? Exersam în... Dar nu mai mergea era cu marmura, o vilă, nu? Era o vilă, Atomic TV avea sediu la momentul respectiv undeva în Dorobanți. Și era o cameră de asta mică cu sală de forță, eram șmecher. Boieri? Eram boieri, că mă ascundeam atunci... La momentul respectiv reușisem, că ți-am spus, nu-mi permiteam să le spun că eu lucrez, că mă făceam de râs, dar eu câștigam 400 de lei, erau toți banii pe care aveam pe toată luna și atunci a intervenit în viața mea sora bărbatului mătușei mele, care a zis că mă ascultă, dar ea era cu biserica într-un mare fel și la nouă era stingere. Erai mort. Nu. Te termina. Prima oară am fost, acolo am învățat să gătesc, acolo am învățat să spăl, că nu am știut condițiile. Bun, și la 9 te culcai? La 9 trebuia să fiu în casă. Nu cred. Crede. Și băgai somnică și gata? Nu băgam somnică. Prima oară n-am fost, că am întârziat că a fost cu Atomicul și mi-a zis, ai grijă că a doua oară... Odată ai călcat pe bec. Nu, doar pe hol, nu că ai călcat pe bec. Ha, direct. A doua oară s-a întâmplat să intru în colaborare cu Andreea Bălan și cu domnul Sandel Bălan. Și ai stat mai mult. Și nu, m-am dus la Ploiești, făceam autostopul, că nici ei nu trebuiau să știe că eu merg sau că lucrez la Roster. Toată lumea știa că eu sunt coregraf la Tomi, că eu sunt la șmecherul. Dar numai eu știu câtă pâine și coate de cotoarea de pâine mâncam și toate lucrurile de gen. Și mă duceam cu autostopul și când am plecat de la Andreea Bălan de acolo din Ploiești, am plecat într-o oră târzie, pentru că o coreografiam pe ea și coreografiam și șoc trupele lui Sandel Bălan, da, care un domn de nota 10, din punctul tatăl, meu. Tatăl, da. Ca lumea să știe. Și am venit seara și seara la 12 noaptea când am ajuns, am găsit pe hol saci cu hainele și un bilețel, lasă cheia și bineînțeles că am lăsat cheia, am luat saci, dar am păstrat-o pe aia de la Bașc. Pe aia de la? Bașc, de jos, de la subsol. Am făcut copie pe gumă de la cheia de la intrarea din scară. Deci așa ai găsit direct? Da. O zi, o seară plăcută îți doresc? Da. Sau mă rog, nu mai era plăcută? Da. Nu mai. Deci atât a fost. După care m-am dus acolo și timp de o lună de zile am dormit acolo și la Atomic TV, că venim vorba despre acea vilă de lux, în jacuzzi ascunzându-mă de paznic. Deci așa am făcut eu treaba. Wow. Și de atunci mâncam, mă duceam pentru că și plăteam bani în casă, aveam 400 de lei. A fost ideea că mă ajută și m-a ajutat puțin cu neștiind realitatea. Era o persoană foarte posesivă. Nu o incriminez de nimic, pentru că dacă nu s-ar fi întâmplat acest lucru, n-aș fi persoana din ziua de azi. Da, poate nu era aici. Nu, nu eram cu siguranță. Dar în schimb a fost o situație care pe mine m-a motivat și tocmai de asta acest motto don't stop for nothing, chiar dacă e dublă negație, nu te opri pentru nimic, că lumea m-a făcut să merg mai departe în orice circunstanță. Dar cumpăram cartofi cruzi, pentru că nu-mi permitea mai mult și dacă mâncam într-o zi forneti, deci era lux. Dar așa am pornit cu treaba. Bun, și au venit fetele, băieții și vă antrenați acolo la Atomic, în cămeruța aia mică? Da, și la primul fără oglinzi, fără nimic? Fără nimic. Un casetofonaș? Un casetofonaș. Stop, dă-i înainte, înapoi. Da. Înainte... Atât ce era la momentul respectiv, după care am auzit de un concurs, pentru că între timp, după Fenomenul Simplu și Animal X, deja țara a început să se umple și se făcea primul campionat Street Dance Championship, îmi amintesc, se făcea la Constanța și mi-am amintesc și acum că noi deja începuseră să cochetăm cu televiziunea, iar primii noștri îngeri păzitori au fost cei de la Neața cu Răzvan și Dani. De asta noi avem o relație de prietenie după ani de zile, pentru că noi am pornit împreună. Și mi-am amintesc și acum că am strâns trupa să găsim motivație, hai să mergem la concurs, gata, uite, la Constanța, plecăm, facem. L-am sunat pe băiatul respectiv, îi zic, băi, dacă vin acolo la selecție, putem să facem dansul de televiziune, că e repetitiv, că se întâmplă lucrul ăsta. Nu înțelegeam foarte multe despre jurizare, dar m-a dus capul, adică
Da. Știi cum este? Că stai pe stradă, trebuie să te descurci. Și atunci luam toate variabilele să văd exact cum stau lucrurile. Și îmi zice, nu e nicio problemă că voi sunteți ok, că noi eram pe televiziune și multe alte trupe deja. Atunci am înțeles eu ce făceam eu față de colegii mei de la Simplu și Animal X. Acel hate involuntar, nu dorit, pentru că toți își doreau. Și faptul că eu apărusem la Național TV atunci când era Neața, faptul că mai apărusem la Chic & Shock cu Wanda, prezentat la un moment dat, îți dai seama că atrăgea antipatie, dar în același timp și foarte mulți fani. Da. Și mi-au zis, da, domne, poți să vii cu dansul de televiziune, nu e o problemă, voi oricum vă calificați. Normal, am crezut. Și noi aveam show făcut, mixurile se făceau atunci de 6-7 minute, nu ca acum 2 minute jumate maxim. Băi, și era multă muncă. Și am muncit cu săracii copii din nesorificații și ne-am dus la Constanța. Am făcut dansul de 3 minute. 3 minute era puțin. Păi și cum, vă tăiați undeva, nu? Nu, păi... A, l-am compresat, știi, cu totul, da. Și acolo mă duc și când anunță trupele de calificare, hap, du-te fiecare, XYZ, trouble, nu. Zic, păi ce ai făcut, mă, nene, unde trouble? Și mă duc la asta, păi n-ai zis că putem să facem asta? Că eu aveam show făcut. Bă, am înnebunit. Bă, deci m-am luat de cap așa și am zis, ce le zic copiilor acum? Că toți plecaseră și ne-am zis, băi, n-are, că nu ne bate nimeni, că eram hotel, suntem bine, că am vorbit, e regulă, tot ok. Am înnebunit. Și atunci, ce crezi, a fost și pentru prima și ultima oară când eu personal am dansat pe o scenă în România. Pentru că ai mei copii atunci m-au înscris cu japca să intru la battle-uri. Și am auzit numele de vreo două ori strigat și a treia oară m-am dus că m-a strigat. Și atunci am zis, mă duc, dansez de două ori, nu mai ies, eram ofticat. Și am reușit să mă duc până în semifinale. Dar din nimic, mai ales că eu mă oprisem, că în momentul în care am făcut trouble-ul și am încheiat cu scena și cu tot ce ține de latura asta, eu m-am oprit total. Dar asta, de ce te-ai oprit? Pentru că nu puteam să le managerez pe amândouă. Pe parte îmi lipsește latura asta, dar pe parte îmi pare bine că s-a întâmplat. Dar tu nu te mai bagi deloc acum la antrenamentele astea să le mai arăți ce și cum? E foarte greu. Nu merge. E foarte greu pentru că am foarte mulți în personal training, am foarte mulți pe care îi pregătesc și internațional. Și acum, în momentul de față, e greu să mă pun. Pentru că și programul meu e foarte mare, mai ales că cu antrenorat. Perfect, Paul, dar ei când te întreabă, adică, nu știu, de-aia întreb, nu e ca la fotbal, ia domn profesor, dar nu de ironie, arătați-ne și nouă cum o dați în vinclu, aici nu e... Adică dacă la elevul nu înțelege a treia oară, tu nu trebuie să-i arăți, uite mă, așa ba trebuie da. Să faci? Ba da, așa domnul este. Nu pricep, să nebunesc. Așa este, pentru că în momentul respectiv, multe elemente pe care le făceam, identificabile stilului de breaking, puteam să le fac. După un timp, o perioadă, n-am mai putut să fac. Și atunci a trebuit să găsesc o metodă. Dar aici intervine facultatea de sport, unde partea pedagogică și metodologică m-a ajutat extraordinar de mult. Și vreau să zic că petrec aproape în fiecare seară, am câte 3-4 ore în care studiez în continuu, inclusiv în ziua de azi. Pentru că trebuie să găsesc metodele ca să le dau cei mai buni. Da. Dar în schimb, dacă, de exemplu, trebuie să lucrez cu ei pentru air flare, air track pe brațe sau trebuie să lucrez pentru flare sau anumite lucruri, atunci am studiat foarte mult și mi-am creat o metodă că tocmai de asta și voi începe un workshop care se numește De la lideri pentru lideri, în care să învățăm cum să pregătim sportivii, dansatorii sau dansatorii din cadrul culturii, pentru că sunt mai multe tipologii. Și atunci, din perspectiva asta, pe mine m-a interesat în mod deosebit să știu cum îi fac. Și atunci am anumite prize cu ei ca să-i fac să înțeleg. Deci tu ai fost exact ca un sportiv de performanță care, în momentul în care s-a lăsat pe disciplina pe care o practicase până atunci, a devenit antrenor. Da. Da, tocmai asta e diferența între coregraf. Antrenor. Iarăși a fost greu sau a fost mai simplu acum? Adică au început să vină copiii? Greu a fost, nu? Pentru mine. Și spun și de ce. Decizia finală a fost atunci la Constanța. Când eu am ajuns acolo și momentul în care, îți jur, era un dansator foarte bun, recunoscut, popular la momentul respectiv. Aveam toate șansele să pot să bat. Și nu sunt modest acum. Deci sunt cât se poate de realist. Dar în momentul în care eu intram acolo și am văzut că ai mei copii erau în tribune și se uitau la mine, atunci am avut acel flash care mi-a dat și direcția și nu regret nici în ziua de azi. Nu eu trebuie să fiu pe scenă. Deci în momentul în care ești antrenor și în momentul în care spui că ești coregraf, tu nu o să poți niciodată să faci ceva valoros. Și atunci am considerat că n-am fost corect față de ei. Repet, a fost o greșeală, o situație care s-a întâmplat la momentul respectiv. Dar atunci am preferat și am zis, gata, mă opresc aici. Am pierdut intenționat acel battle, n-am vrut să fac, am făcut doar niște waving-uri. El a apărut prima oară cu cramping, eu știam despre ce este vorba. N-am vrut să mai fac acel lucru pentru că am zis, rolul meu în viața asta de dansator s-a încheiat. Trebuie să fiu un mentor, trebuie să fiu un antrenor și trebuie să fiu un om care să își dedice timpul pentru ei. Și de atunci, din momentul respectiv asta... Câți copii aveai atunci? Erau vreo 20. Eram bine.
Și am ajuns după... Asta se întâmpla în? Se întâmpla undeva prin august, în 2007, și la interval de august, septembrie, octombrie, noiembrie. În noiembrie se întâmpla în București, SDCU Strident Championship, organizat de Marius Cocoloi la Sala Rapid, și vin cu același show, aceleași trupe vin de acolo și batem pe toți de la sarficații din ei. Dar cu show-ul pe care eu nu am putut să-l lansez. Dar n-am schimbat nimic. Bun, dar asta înseamnă că acei copilași din 2007 sunt mari acum. Nu mai e niciunul din generația. Niciunul, că n-avea cum. Nu mai e. Deci aveau atunci 7-80 anișori? Nu. Erau undeva între 13 și 18. A, deci acum sunt oameni la casa lor cu încă 17 ani. N-aveam copii au mici. Au 35, au... Da. Da, sunt. Păi întâmplarea face ca unul dintre ei, ca să vezi cum e viața asta, zbura spre Portugalia. Aveam de jurizat. Băi, și la un moment dat, Cătăline, mă urc în avion, pac, stau eu acolo, pun căștile și acum zice, vă rugăm frumos să dați, să închideți toate telefoanele, vom decola. Și au, domnul Paul Gheorghe, sunteți chemat de urgență la capitan. De urgență. Nu cred. Ai căzut-o, ai zis, doamne, s-a întâmplat ceva. Pe cuvântul meu, donoare, deci m-am gândit, mă caut ANAF-ul, ce am făcut? Am greșit undeva, n-am plătit ceva. Băi, mi s-a tăiat de la genunchi. Da. Nu e adevărat. Zic, bă, ce am făcut? Mă duc acolo. Eram pe românește, pe mine. Băi, frate, când am ajuns acolo, ce crezi, măi? Era capitanul fost. Capitanul fost elev de-al meu care mi-a spus așa, domn profesor, dați-mi voie ca acest zbor să-l aveți alături de mine, pentru că de asta sunt aici, pentru ceea ce am învățat eu la troabă. Foarte tare asta. Deci asta pentru mine, pe mine m-a marcat maxim. Bună rău asta. Da. Da, a fost un lucru extraordinar de frumos. Te gândeai că o să ia amploare în momentul ăla? Ok, îți doreai că de-aia te-ai apucat să vină copii cât mai mult și să-i înveți cât mai bine. Eram un nebun. Nu știam. Nu știam ce va urma, nu știam dacă va fi, nu știam nimic. Adică ei când veneau atunci copii, veneau cu abonament, cu tot, ce făceai cu ei? Nu, veneau propriu zis, veneau la ședință și am început să pun o taxă de ședință. Și părinții nu se uitau ciudat, unde te duci, mamă? Că să mergeai cinstit, să mergea la fotbal, să mergea la basket, să mergea la tenis. Mă, te duci, mă, ăla de stat în cap și de învârtit în cap. Din perspectiva asta, să știi că nu am avut probleme cu părinții. Probleme mai mari cu părinții am avut în momentul în care mulți părinți nu au știut de ce fac copii. Deci atunci am avut. În sensul că acei copii nu le spuneau? Nu, în sensul, unde? Că, în sensul că pur și simplu lăsau copiii și îi spuneau, a, ce bine că am o oră vacanță. Deci pur și simplu veneau, îi lăsau și plecau. Eu și la un moment dat au venit și au zis, bă, ce fac copiii mei? Nu, la un moment dat a venit și mi-au spus în felul următor, suntem geloși pe tine, copilul meu ascultă mai mult de tine decât de mine. Uleu, parcă am mai auzit asta. Deci în fața a fost chestia asta. Da. Și atunci a fost situația asta pentru ce fac atunci, eu? Da, atunci a fost și a rămas șocat, știi, adică pe mine mă bucura că eu îi dădeam o direcție copilului, copilul deja avea anumite lucruri. Dar el când ajungea acasă, îți dai seama, părintele nu era interesat de ceea ce făcea copilul. Și de asta eu am creat un sistem în cadrul Trouble Academy, foarte bine definit, astfel încât să existe și conexiunea cu părinții. Adică eu am spus triunghiul. Copilul e în vârf, părintele e aici, antrenorul e aici. Corect. Noi doi trebuie să comunicăm. De asta pe mine mă interesează situația școlară, mă interesează situația de familie, pentru că eu nu o să fac nimic. Pentru că atunci am învățat și am pierdut, cred că, vreo 10 copii din cauza părinților. Wow. Gelozie. Dar ei nu s-au întrebat niciodată la realitate sau ce a fost. Da. Acum unde ești cu ei? Cu copiii? Da, comparativ cu 2007. Adică ești pe altă planetă? Da. Da, pentru că totul e... Eu i-am văzut prin ochii unui chibiț. Tu veneai odată la 3 luni la Neața sau așa. Da. E muncă uriașă. Se vedea că sunt niște pași făcuți înainte, dar nu-mi dau seama, știi, eu ca un necunoscător. Și atunci tu trebuie să spui. Despre deosebire de 2007, să spunem. Spre deosebire de 2007, informația a putut să ajungă la noi în țară. Și atunci, obligat, când informația ajungea, au început să ajungă stilurile de dans, ceea ce noi nu știam. Și din momentul respectiv, ca să începi să dezvolți un stil și să poți să-ți dai seama, conta enorm de mult. Iar pasul care m-a făcut să ajung la nivelul ăsta internațional a fost în momentul în care, în 2013, deja din 2010, Hip Hop International a apărut în România. Deci țara s-a revoluționat la urmă. În 2010. 2010. Ok. Și atunci, când a apărut acest concurs, pentru noi a fost ca și cum a coborât Dumnezeu pe pământ. Că aveai unde să arăți... Aveai un scop. Aveai o să direcție. Dai măsura valorii. Exact. Înainte ne băteam, eram campion național și atâta. Dacă când auzeai de America, gata, acolo jocul s-a terminat. S-au schimbat multe în momentul în care am avut acces la tehnologie și la informație? Clar, totul nu? S-a schimbat.
Totul. Adică acum pac, un YouTube sau ceva și vedeai stil și noutăți și tot. Da. Nu mai stăteai cu caseta să o derulezi, să o dai înapoi. Nu, mai avea, nu era. Păi, dar n-aveai cum. În momentul de față, atunci, dacă nu studiai sau nu te duceai și aduceai oameni din afară care să-ți predea, cum la momentul respectiv era o școală Street Beat Soul Sincea, care a fost prima care a făcut lucrul ăsta, n-aveam oportunitate. Stăteam acolo în bula noastră, da. Știi, 2007-2002. Acolo. Dar 2013, Hip Hop International, a ieșit un scandal macabru. Pentru că troabă lui era iubit, știi, și a început la un moment dat, s-a întâmplat un fenomen în care nici în ziua de azi nu știu cum a început acel lucru. Troabă lui în prima zi știu sigur că a fost pe primul loc, după care a doua zi a fost aruncat pe locul 3. Pentru că acea persoană care lucra acolo, între timp devenise parte din echipa mea, am aflat realitatea, dar publicul iubea Troubl. Și a ieșit exact ca pe stadion, Cătălin. Pe bune? Da. Da. Cu huiduiel, cu hoții, cu toate lucrurile de gen. E, generațiile respective care erau pe scenă, care au luat locul 1-2, au venit cu acuze că totul a plecat din partea mea. Ceea ce nu s-a întâmplat niciodată. Eu habar n-aveam despre ce e vorba. Dar fiecare și are locul așa cum este. Și după ani de zile s-a dovedit lucrul ăsta, că noi continuăm să facem acest lucru, iar persoanele respective nu mai sunt. Și pe mine m-a ofticat atât de tare acea situație, încât am zis, voi ajunge până în inima lor și vreau să devin cel mai bun. Câți copii ai acum? Undeva la vreo între 60 și 100. E foarte puțin. Puțin? Da. Și mai ai și păi alții. Atunci, 2007, ajunsesem la 220 de copii. Și mai ai și alți antrenori, altceva, nu? Tu faci cu toți? Nu, mai am și alți antrenori, pentru că în cadrul academiei și creștem și coregrafi, instructor, coregraf și antrenori, adică trei etape. N-ai cum fizic să vrei și nu poți. Da, da. Probabil că ai vrea să treci pe la toate grupele, dar... Da, da, acum este acea problemă de care ți-am spus. E problema în care sunt foarte mulți instructori coregrafi care nu au treabă și pur și simplu... Da, toată țara e plină de specialiști. Exact. Acum s-a schimbat. S-a schimbat roata. Înțelegi? Deci evoluția a adus și o involuție. Da. Din perspectiva. Ei fac și acasă? Știi, adică aici, ca la celelalte sporturi, poți lucra și acasă? Da. Dom'le, am antrenamentele de 3 ori pe săptămână sau cât sunt la sală sau așa, dar mai pot face și acasă? Da, se poate face acasă. Mulți au impresia că nu poți să lucrezi acasă, numai că sistemul și metodologia pe care am dezvoltat-o în cadrul academiei este una aparte. Să nu uităm că eu am venit din postura de profesor de sport și am combinat foarte mult sistemul învățământului cu sistemul sportiv, dar domeniul de activitate fiind artă. Și atunci pe mine m-a ajutat foarte mult. Pentru că mai târziu, când o să ajungem la subiectul lotul național, în ziua de azi ce se întâmplă în cadrul olimpiadei și calificărilor, o să rămâi șocat. Hai să vorbim de asta, dar te mai întreb doar atât. Dacă poți să dai nume bine, dacă nu. Ai o concurență reală în momentul ăsta în țară? Concurență reală? Care să ajute să crești, să crească acest fenomen cu totul. Adică nu întreb dacă ai o concurență, să vă dați în cap. Da. Deci sunt trei nume pe care pot să le dau, care fac lucrurile corect. Deci lucrurile corect mă refer pentru dansatori, sportivi dansatori și ceea ce înseamnă rezultate. Primul, și pe care are un respect aparte, este Dorian Cosma de la Arad, de care ți-am povestit mai devreme. Bun. Și Maura Cosma. Bun. Liliana Stan de la Brăila, care de asemenea este o persoană care a fost gimnastă și a perseverat, tocmai de asta cunoaște. Și Piticu de la Simplu, care, bine știi, Piticu de în studio, care de asemenea suntem prieteni foarte buni și avem o legătură, nu vorbesc pentru că ceilalți nu sunt buni, dar sunt singurii care mie mi-au dovedit prin faptele lor că asta contează în viață, nu contează cât de popular mă faci tu sau eu pe tine, ci ce ai făcut tu concret. Ei sunt singurii care, din perspectiva mea, înțeleg lucrul ăsta, pentru că au și zburat, au investit și s-au dus peste hotar. Deci concurența asta este benefică la modul propriu? Da, pentru că noi avem un pariu. Tu vezi ce face ăla, el vede ce faci tu. 6 mai Sfântul Gheorghe, acum. Acolo e treaba. Te invit, noi avem pariu cu ei, pe navetă de bere, care pierde de navetă de bere. Da, așa este colegialitatea dintre noi. Nu-i hate. Care e numărul 1? Dă, care e numărul 1 primește de la numărul 2, de la locul 2. 2 și 3. Sau care nu se califică. Dar nu intră în calcul ăsta. Deci la modul ăla se dă. Și cine jurizează? Trecem la nivelul ăla la care spuneai tu. Bun. Deci sunt niște cluburi. Hai să zicem ca oamenii să înțeleagă ca în orice domeniu. Și a apărut o federație. Hip Hop International nu este o federație. Este o organizație privată. Dar noi spunem Olimpiada Dansului, dar federația este federația de dans sportiv, de breaking. Noi acum vorbim doar de organizația propriu-zisă. Bun, acolo vin jurați din... Acolo n-ai cum să existe mânării. Că sunt două lucruri foarte mișto. Când ai 8 jurați, nota mare, nota mică cade. Adică dacă tu vii și mie îmi place de tine și dau eu 10, la revedere, degeaba că a căzut nota. Și există și un head judge cu experiență foarte mare. Stai, ia-mă încet, că tu te duci așa prea repede. Deci mergem acolo, sunt 8 jurați? Da, sunt 8 jurați.
Da. Fiecare, de exemplu, este unul de skill și unul de performance. Bun, eu vin, îmi fac numărul. Tu îți faci numărul. Și acum aștept să primesc notele. Un jurat ăla de performance, ca să dau un exemplu, este cel care vede mașina, caroseria. Bun. Și skills-ul vede motor. Bun. Deci n-au treabă. Stă unul aici asta de performance, unul de aici de skills. Performance. Perfect. N-ai cum să te uiți la vecinul. După care există un head judge. Head judge este cel care are grijă de toată masa juraților, ca toți jurații să fie în linie. De toți 8. De toți 8, da. Bun. Dar nota mică și nota, cea, nota mare, în momentul în care se calculează, cad. Am înțeles. Deci nu contează care jurat e. Limitele, stânga-dreapta, cum da. Ar veni. Deci da. Eu ți-am dat 10 și 1, 6, au căzut. Le-am dat deoparte și rămân 7-8-9. Exact, da. Gata, exact. Am priceput. Și atunci head judge-ul se asigură că toate lucrurile astea se întâmplă corect. Am înțeles, ca eu deci să nu pot să fiu partizan sau că am vrut exact. Să te ucid. Exact. Dă-i mă la un 6 ca să-l omor. De asta Hip Hop International este cel mai puternic, pentru că e vorba de calitatea dansului. Și aici aș fi vrut eu să vadă producătorii respectivi adevărata realitatea dansului. Bun. Asta este ceea ce se petrece în momentul în care noi mergem și concurăm la nivel internațional. Național, ca să mergem spre internațional. Da, exact. Hai să vedem ce înseamnă federația. Deci există o federație de dans sportiv, aia mare, pălăria, da? Da. Și în cadrul ei există o... Povestea este foarte simplă. Din 2016, un nebun, cum îmi place mie să zic, Virgil Trifo, a început să investească în tot ceea ce înseamnă breaking. Pentru că a apărut deja în VDSF, World Dance Federation. Asta fiind o latură nouă pe care el a introdus-o la dans sportiv, nu? Sau cum? Nu e o latură nouă, este vorba de cei de la Comitetul Olimpic. Bun. De la Jocurile Olimpice, ca să zic bun. Așa. Ei au dat mai departe către VDSF să se ocupe de această latură, iar VDSF-ul sub tutela ei are federațiile din țările de bun, fiecare și automat țară. Fiind sport olimpic, trebuie să faci în țara exact. Ta. Și federația care a fost desemnată să facă acest lucru a fost Federația Română de Dans Sportiv de la noi. Bun. Dar noi nu suntem dans sportiv. Marea problemă pe care mulți dansatori nu înțeleg este că noi suntem o ramură din Federația corect. De Dans Sportiv. Ar putea exista o federație de sine stătătoare? Nu știu, Federația Română de Breaking? Nu. Bun. Trebuie să fii sub tutela... Poate să existe dacă vor să-și facă, numai că dar nu fi recunoscut niciodată. Am înțeles. Bun. Deci ca să fii recunoscut, trebuie să stai sub tutela Federației Române de Dans Sportiv. Care perfect. Este recunoscută de MESE, Ministerul Sportului. Bun. Da? Și atunci, în momentul respectiv, a intervenit această categorie de breaking, unde Virgil Trifur din 2016 s-a tot chinuit ca să poată să promoveze, să facă. Toată lumea l-a primit cu alți ochi ce căutăm noi în federație, ce înseamnă asta, ce la etică. Ce mă cuști? Exact ce spuneam de mentalitatea de a te uita în curtea vecinului, că eu știu, eu fac. Dar mulți n-au înțeles despre ce e vorba. Când a venit perioada pandemică, atunci a fost schimbare. Pentru că nu aveai voie să intri în sală decât dacă erai sport, recunoscut de Ministerul Sportului. Și toți noi ăștia privații, ne-am trezut că făceam pe online și dă-i drum. Și atunci eu îți dai seama, am vrut să am clubul meu, să am lucrurile mele, să mă dezvolt și m-am întâlnit cu Virgil Trifu, i-am spus că îmi doresc acest lucru, el a fost cu brațele deschise, indiferent de cât rău a venit către el, nu din partea mea, dar mi-a dovedit, arătându-mi o grămadă de lucruri, dansatori super populare care vorbeam de generații și pasiunea pe care a avut-o el și dorința, am zis ok, vreau să mă alătur cauzei. Și m-am alăturat cauzei cu toată experiența mea de jurat internațional, cu absolut tot ce am făcut. Și am intrat în comisia de arbitri. Au fost foarte mulți b-boy breakers care au fost și ei, au spus că vor să facă, dar când a venit vorba de făcut, au fugit. Toți vroiau bani, erau intelectuali, știau de toate, numai că când trebuie să livrezi, nu prea livrezi. Și atunci a rămas și am fost votat să devin antrenorul lotului național al României de breaking. Dar avem și o geacă. Avem o geacă. Aveam și geacă. Da? Unde? Da. O avem și... Vezi că e... Bun. Deci tu, da. În acest moment concret, ești un fel de selecționer. Lasă-mă să îmbrac geaca, da. Pentru că ia. Nu vreau să ia bătaie. Uite-te ce aripi avem frumoase. Este un model pe care tot Virgil Trifu l-a gândit la momentul respectiv, împreună cu un alt b-boy care și-a vrut creditele. Dar de fapt n-a fost așa. Da. Asta este geaca. Poți să mă întorc cu spatele repede? Perfect. Păi cum să nu? Ia. Bun. Aici suntem. Și din momentul respectiv am luat lucrurile în serios, pentru că eu între timp am implementat în cadrul Academiei tot ceea ce înseamnă breaking și a luat amploare. Și în ziua de azi ne batem pentru un spot în cadrul Olimpiadei. În momentul ăsta, ce înseamnă lotul național sau cum se denumește el? Lotul național de breaking. Bun, deci așa este. Este exact cum vorbim despre lotul național de gimnastică. O echipă națională, un lot național. Exact. Din
cluburile sau de la cluburile despre care vorbeai, de la academii, de la, da? Da. Că e Arad, că e Brăila, că nu contează. Da. Exact acum două săptămâni a fost campionatul național, unde s-au întâlnit tot ce înseamnă B-Boys și B-Girls, dar și latura de street. Pentru că Virgil Trifu și-a dorit foarte mult să avem și street dance-ul și breaking-ul sub aceeași umbrelă. Deci e că mulți, știi cum e cu B-Boys? Am fost și eu B-Boy. Și exact ce făceam la început, știi, chestia asta de hate. Eu știu mai bine, noi știm, da, noi suntem într-un fel, da. Numai că lucrurile au evoluat atât de mult și de asta spun eu, în momentul în care nu ieși peste granițe, nu-ți dai seama. Pentru că noi în momentul ăsta când vorbim, Cătălin, în Japonia dansul evoluează. Și tu trebuie să te aliniezi. Trebuie altfel, să te aliniezi, da, exact. Altfel degeaba ești, exact cum zici tu, ești bun aici și tu funcționezi ca un selecționer, deci mergi la astfel de concursuri și te uiți care sunt cei mai buni. Da. Nu contează că-s de la tine, că-s de la concurență, că tu trebuie să faci un lot național. Trebuie să fac un lot care să aducă care rezultat. Mergem? Cu care mergem la tot ce înseamnă World Series, adică sunt World Series, International și National, mai multe serii în care tu trebuie să ții punctaje. Ca să ajungem la Jocurile Olimpice? Jocurile Olimpice, să intri în preolimpiadă. Bun. În 2024 este sport? Da. Bun. Da, este acolo. Noi în momentul de față avem, în lotul național al României avem două fete și trei băieți. Ei au fost mult mai mulți. Trei băieți. Bun. Au fost mult mai mulți care au participat în deplasări. Federația Română, împreună cu Paul Cursaru, Otto Varga, domnul Gliga, președintele și absolut toți, au investit foarte mult în acești dansatori. Acest mare, cu ghilimele de rigoare, scandal din partea comunității, că și pentru noi comunitatea e România, nu o gașcă de prieteni, au fost în poziția în care au spus în permanență ce federație, ce federație, că federația trebuie să plătească, dar n-au înțeles niciodată că nouă ne trebuie rezultate. Federația nu este o bancă de bani. Este o situație în care dacă tu vii, am zis bine, este o situație, este un moment în care ea ți oferă tot ce vrei tu, atâta timp cât ai rezultate. Da, pentru că COSR-ul, hai să fim sinceri, de la Comitetul Olimpic Român nu o să-ți dai niciodată bani pentru că ești tu... Niciodată. Știi despre ce este vorba. Bun, dar noi, nu numai noi, nu există până acum, nemai fiind sport la Jocurile Olimpice, e practic un moment zero acum, nu? Prima pentru dată România, când se merge, da. Pentru România, toți cei care fac parte din acest program și toate lucrurile care se întâmplă, chiar federația are o denumire care spune așa, fii parte din istorie. Deci acum tot ce facem este istorie. Bun. Este exact cum a fost gimnastica la început, suntem noi acum. Suntem departe de lumea dezlănțuită sau putem, avem, dar la modul sincer avem. La modul sincer, în momentul de adică față. Mai avem de învățat? Contăm. Contăm. Deci contăm. Putem să urcăm. În orice secundă putem să urcăm. Care este problema? Este această situație în care acești old generation ai României, care altădată erau cu caseta, bun, sau acești lideri de care vorbeam, care n-au pic de școală sau n-au zburat peste granițe, vorbesc din amintirile trecutului lor și învață copiii cât știu ei, că mă întrebai mai devreme cum poți să-i faci. Da. Trebuie să studiezi, trebuie să te interesezi, trebuie să știi, nu-i neapărat că... Și de ce nu fac treaba asta? Pentru că nu sunt pregătiți. Am înțeles. Și atunci preferă mai mult... Ar avea de unde? Exact cum spuneai, să informeze, să uite, să se... Doar bun, să vrei lucrul ăsta, nu să răspunzi cu răutate. Repet și am să dau exemplul meu. De ce? Mi-a plăcut niciodată, nu mi-a plăcut să dau exemplu despre altul. Ții minte cum eram și eu pornit pe cei de la simplu și după am înțeles. Adică la modul... Deci hate-ul ăla să-l transformi în ceva pozitiv, bun, util. Și să vezi realitatea de ce a ajuns omul ăla acolo. Ei nu înțeleg și au considerat că dacă este considerat breaking-ul este, nu e sport, e artă. Dar ei dacă ar ști cum este sistemul de jurizare trivium sau trifold-ul, ar înțelege că acolo sunt criterii din cultură. Singurul criteriu care îți pune de partea de tehnică înseamnă să aibă așa tehnică. Athleticity, body control, dynamics și spatial control. Deci este doar de corp, physical quality. Dar restul țin de cultură, progression from the foundation. Să ai tot ce înseamnă originalitatea ta, exact ce se caută. Numai că problema e alta, Cătălin. În momentul în care ne duceam la petreceri și eu dădeam un windmill sau făceam o chestie, tu spuneai, bă, tovarășul meu Paul dansează cel mai bine. Da. E momentul în care te duci acum la VDSF în cadrul campionatelor, tu trebuie să ai 22 de runde. Știi ce înseamnă 22 câte? De runde? 22. Pentru că tu ai calificări. Deci fii atent, dacă sunt peste 200, se face top 128. Dacă după top 128 se face top 64, după top 64 se face top 32. 32. După care top 16. Și aici e surpriza. La top 16 este exact ca la fotbal cu grupe valorice. 4 per grupă. Câștigătorii 2 cu 2 dau între exact ca la fotbal. Și tu îți dai seama ce înseamnă asta? Deci breaking-ul nu poți să spui că este o chestie, dacă un fotbalist, că aici vin și te trag de urechi. Da, tragem. Te trag, nu stau. Dar zi-mi, e sport greu?
Mi-ai explicat că trebuie luate din gimnastică. Este sport-artă. Sau artă-sport, să-i spunem așa, nu doar sport. Pentru că le include. Dar eu pot să-l fac dacă n-am practicat sporturile astea? Da. Trebuie să am doar motricitate și... Nu, trebuie să ai antrenor bun. Păi da, trebuie să, dacă ești băț... Dacă ești băț, trebuie să ai antrenor bun. Că un antrenor știe să te pună pe picioare. Uite, eu, de exemplu, o să am, cum spuneam mai devreme, un workshop de la Lider pentru Lideri, se numește, în care am început să fac acest sistem de pregătire a antrenorilor, pe breaking, pe street, pe absolut tot. De ce fac asta? Pentru că după atâția ani de meserie, consider că a venit momentul să share-uiez mai departe. Amintește că ți-am zis la început, teach on, teach on. Da. Și vreau să share-uiez mai departe, pentru că România poate, contează. La ora actuală avem pe Carla Nicolau, care este undeva pe locul 22 la Big Girls, fete, și l-avem pe Andrei Chen, care este locul 45 la băieți, de la fete sunt undeva în jur de 200 de fete. Vorbim în lume. În lume, pe rankingul olimpic. Iar la băi sunt undeva la vreo 250, aproape 300. Deci ei sunt calificați? Nu, nu sunt calificați. Știu, urmează, mai sunt proces. Da, 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 ca proces, idee. Dar adică au șansele cele mai mari la ora actuală pentru acest olimpiad. N-ar trebui să fie probleme. Ba, probleme sunt. Că depinde, că nivelul de acolo este unul foarte greu. Tocmai de asta n-am venit cu mâna goală la tine și drept dovadă am venit câteva poze, da, să-ți dai seama despre ce. Hai să vedem, exact. Hai să vedem și niște poze. O să spun exact cum stau lucrurile, pentru că acolo știi cum este. Când a început procesul, propriu-zis, aici este a doua geacă, varianta alb intrată la clor, ca să o vezi. Da? Da, uite, nu vezi? E altă variantă. Da. Aici era o poză de prezentare pe care am avut-o noi înainte să plecăm în Coreea, la primul nostru campionat. Dacă mergem mai departe la următoarea poză, o să vezi exact că aici noi am făcut stagii de pregătire. Deci Federația Română de Dans Sportiv, în primul stagiu de pregătire la Reghin, l-a adus pe Zulu Gremlin, unul dintre OG, Original Generation, de la Rocksteady Crew, o trupă, cea mai veche trupă de breaking din lume, în momentul în care... Ce înseamnă cea mai veche? Adică ea așa ca idee, când... Primii care au fost... Primii care cu adevărat... Bănesc în state, nu? Sau unde state, apără? Da, în state. În state, în America, New York, Bronx. Și e după războiul rece și asta, da, undeva în anii 70, nu? Sau... Puțin înainte de 80, o 90, cam acolo. Pentru că ei au fost primii, și să nu uităm că media a comercializat numele de breaking. Dar, de breakdance, pardon. Da. Dar numele de breaking, așa breaking. Era rock, bun. B-boys. Deci au venit șmecherii, cum să zic. Da, este unul dintre ei care să ne povestească despre cultură, să ne povestească despre ceea ce înseamnă. Că exact ce spuneam mai devreme, dacă observăm, este vorba despre sport și cultură. Adică aici, când vorbim de latura sportivă și mi-aș dori ca tot să înțeleagă, reprezintă în a fi pregătit pentru 22 de runde. Nu pregătit pentru 4 runde cu prietenii mei în cadrul unei petreceri. Nu fură Ia nimeni. Arată-ne, mă, ce știi, exact, să nu faci. Fură nimeni cultura de la tine, nu ți-a nimeni latura artistică, doar trebuie să fii puțin open mind. Atâta tot. Și tu celor, bine, celor mici, cât sunt cei mai mici acum? Acum Federația Am văzut că vii cu niște mici la... Da, ce ține de mine, de academii, de Travel Academy, da, avem categorii de grup între 7 și 13 ani. Și lor le explici că face parte din cultură și așa, bineînțeles. Adică cum ar veni și un pic de teorie, nu? Da, normal, păi dar n-ai cum să dansezi, nu poți să fii doar un executant. Nu, partea asta cu cultura, cu, adică ei să înțeleagă de mici. Toți trebuie să înțeleagă de mici valoarea stilului. Deci tu nu ai cum, deci să nu dansezi. Deci nu venim doar să... E ca la, ne punem în cap să ne învârtim exact, de două ori. Nu poți să te duci, pentru că aici este cheia, că mulți din acești oameni, și acum are venit la federație, și federația investește foarte mult prin aceste stagii de pregătire, în care duce către copiii mici această informație. Căutăm să dăm șansă tuturor care își doresc să se alinieze cu categorie de vârstă între 17 plus, dar în aceeași măsură ne concentrăm și pe cei mici, pentru că ne dorim viitor, suntem într-un punct zero, cum spuneai mai devreme. Și în acest moment noi facem aceste stagii de pregătire aducând oameni care au o capabilitate și o istorie. Și noi vorbim despre cultură, pentru că tot cultura îți dansează. Tu nu ai cum să te duci acolo să faci niște mișcări doar ca să le faci. Da. Pentru că spune progression from the foundation. Aici este primul lot a României care a făcut, pardon, al doilea lot care a făcut deplasarea în Coreea, pentru că primul a fost în Sochi, în Rusia, iar aici este al doilea. Andrei Chen în dreapta, Alexandru... Pe tipul din dreapta îl știu. Da, este elevul meu... de la Trouble Academy. Îl știu. Are doar 3 ani jumătate de când dansează și el este care are rankingul cel mai mare actual. Da, da. E un băiat care este foarte disciplinat. Deci încă o dată se dovedește că disciplina te poate duce într-un nivel foarte înalt. Asta este poză din Coreea. Poză din Direct Coreea. Direct de la mama lor, de acolo, da, de pe stradă. Da, da. Exact acolo când am ieșit la plimbare înainte, pentru că am avut o zi să ne rezolvăm cu jet lag-ul, cu somnul, pentru că a fost jale. Cu... Dar nu ne-am înțeles cu mâncarea. Diferențele, nimic. Nu ne-am înțeles cu mâncarea. Nu.
a fost puțin cam nasol, ca să zic așa. Și am ieșit pe stradă, de am făcut câteva poze ca să vadă, să se relaxeze, pentru că e foarte grea tranziția asta de la underground la partea sportivă. Adică sunt niște lucruri pe care trebuie să le înțelegi. Dacă mergem la a doua poză, stai să vedem dacă o să ne dea play. Așa, aici deja din Coreea nu am avut rezultate foarte bune, iar aici sunt cu Andrei Chen, unde a obținut cea mai mare clasare la băieți. A intrat în top 32. Și atenție, l-a scos pe B-Boy Willy, un B-Boy foarte recunoscut la nivel mondial. Cum adică l-a scos? E battle? Da, deci ai calificări unde sunt în patru colțuri. Deci sunt dansatori în patru colți și jurații îți dau după fadere, au fadere pe diferite, pentru că ai Psyhel Quality, Artistic Quality și Interpretative Quality. Deci sunt trei fadere cu procentaje. Și tu trebuie să îndrepți anumiți parametri, cum spuneam mai devreme. Ai variation, ai vocabulary, ai foarte multe, care exact ce spuneam mai devreme, tu degeaba faci mișcarea respectivă dacă nu o faci pe muzică, dacă nu o faci dansabil, dacă nu mai arăți character, n-ai ritmul respectiv și tot. Și aici eram la Manchester, la Europene, unde el a reușit să intre în top 32 și ne-am bucurat foarte mult pentru că la băieți a fost o performanță extraordinar de mare și era al doilea campionat, al treilea campionat al lui, propriu zis. Primul a fost la Sochi, în prima apariție în cadrul VDSF. Al doilea a fost în Coreea, unde a avut emoții, având în vedere că are 3 ani jumătate de dans și nu are 16 sau 20 ca mulți alții, dar în schimb este un băiat serios. Aici a reușit să-și găsească un punct maximal al lui, pentru că pur și simplu i-am zis așa, bucură-te, pentru că noi am făcut o performanță deja. Faptul că suntem în lotul României în 3 ani jumătate e un lucru extraordinar. Nu știu dacă asta a contat pentru el în mod deosebit sau alte lucruri de gen, dar atunci am avut și o metodă în care i-am spus ce ai vrea să dansezi. Adică eu știam ce-mi doream de la el, dar este tipologia de dansator care nu prea îi place să știi să-i dai ghiduri decât dacă îi place lui. Da. Îi înțeleg latura și atunci i-am zis ce ai vrea tu să faci, dar eu îl căutam toate motivele să-l găsesc cum. Și l-am lăsat pe el să aleagă, dar ghidat un pic și spune, da, crezi că asta ar prinde? Ah, da, și aia. Dar eu de fapt îl duceam unde trebuie. Și a reușit să intre în top 32 și știi care este surpriza cea mai mare? Pentru că el la brațul drept avea hiperextensie pe cot. Deci a dansat atunci în situația asta și a zis Andrei. Și aici cred că mi-am dat seama de un lucru pe care mulți sportivi nu îl realizează. În momentul în care ai o accidentare sau ceva, temerea sau frica de a eșua este mare. Și spui, bă, oricum mi se întâmplă treaba asta. Nu te bazezi pe... Dar de fapt ei rămân foarte relaxați și atunci e performanța mai mare. Corect, și mai mare. Și am explicat lucrul ăsta după că imediat după ce a avut rezultatul ăsta bun în Manchester, am plecat în Japonia. La campionatul la Kita Kyushu, era un campionat cu ranking înalt, adică locul 1 ia 1000 de puncte. Și aici am avut nu am avut un rezultat foarte bun cu el, pentru că s-au întâmplat niște situații mai puțin plăcute, nu a mai putut să-și administreze bine. Repet, este un novice în ceea ce face, dar în schimb după a înțeles și a fost agitat, adică cu o seară înainte l-am văzut, se îmbrăca, cum să se îmbrace, cum să arate, cum am să înțeles. Pună, intrase într-o fibrilație din asta care era greoaie. Dar încă n-a știut nici să-mi explice, l-am întrebat, zic, cum te simți, ești ok? Și zice, da, sunt ok, sunt în regulă. Și când a intrat pe scenă, mi-am dat seama din limbajul corpului. Că nu e. Da, era. Hai să mai vedem. Aici deja era foarte bucuros după obținerea rezultatului. A fost un lucru măresc pentru el. I-a dat avânt, dar a intervenit situația aia, știi, în momentul în care ești în vârf de gestiune. Putem să mergem mai departe ca să vedem la... poze, aici eram deja în Coreea și poza asta am vrut să o vezi, uite cât de mare era scena în spate. Deci gândește-te că ei dansau acolo, adică exact ca și cum ai spune de un concert mare. Deci la nivelul ăla s-a ajuns cu evenimentele de dans. În Europa cine sunt cei mai buni? Franța, pentru că am văzut acolo la poza cu Andrei erau foarte multe stegulețe. Exact ca la campionatele mondiale. Adică fiecare țară avea poziția ei. Avea lucrurile lor și franțuzii, de exemplu, au venit cu cameramani, cu maseori. Deci ei sunt departe. Nu, vorbim despre niște lucruri mărețe și federația noastră vrea să ne ofere lucrurile astea, dar din nou bat fierul cât e cald și spun acum, sportivii, dansatorii sau b-boys sau b-girls din România trebuie să înțeleagă că resursele financiare pentru a avea toate lucrurile astea nu o să-ți vină niciodată, pentru că tu te gândești că federația face asta. Și federația, la rândul ei, trebuie să aibă rezultate ca să poți obține bugete.
Știi? Dar poți să ai sponsor, poți, adică tu poți să apar, nu poți să apar cu haine branduite? Adică în pe momentul, tine poate să te ajute cineva să ajungi acolo? În momentul de față nu cred că ar fi o problemă, pentru că uite, de exemplu, Bigger Lanti sau Bigger Furia din Spania și Anti din Italia, am văzut-o pe Anti în acum 4 ani la Sochi, primul campionat organizat de VDSF. Chiar îi spuneam lui Andrezic, uite, o vezi pe fata asta, va ajunge foarte sus. A ajuns locul 3 la nivel mondial și are sponsor Nike și dansează cu Nike. Adică n-aș vedea de ce să fie o problemă. Am înțeles. Ar fi un avantaj din perspectiva asta. Nu, pentru că dacă sunt cei care vor să ajute, da, dacă sunt firme care vor să ajute, nu? Să ajute. Da, bineînțeles, adică... da. Ar fi un lucru extraordinar pentru că ar ajuta foarte mult sportul și mai ales da, că este da, plină desfășurare. Putem să mergem la următoarea poză ca să vedem exact, nu mai știu exact cum l-am așezat în ordine. Dar, da, nu vine. Hai să, aici. Da, aici era la plimbarea din Japonia, tot la fel, ne-am dus să ne plimbăm. Pe acasă mai stai? Băi, nu prea, dar soția mea mexicană mă înțelege, cam spicy, mă înțelege, dar mă înțelege. Așa, e aici lângă mine, după cum ai observat. Da. Dar, mă gândeam, Corea, Manchester, Japonia... Ești norocos pentru că este în domeniu cu mine și înțelege, toată deplasarea și tot ceea ce fac, pentru că în primul rând toate aceste deplasări mă interesează în mod deosebit să aibă repercusiuni față de Trouble Academy. Pentru că e important să fie updatat și mă interesează față de federații și mă interesează față de România. Pentru că exact ce spuneam, noi contăm. Putem să mergem mai departe la poze ca să vezi exact... Tu furi de la ei? Dacă fur, da, îi urmăresc non-stop. Am înțeles. Deci ca antrenor e datoria mea să fac lucrul ăsta. Aici este vorba despre B-Boy Beat, el este campionul României de 3 ani consecutiv, este parte din lot și pot să precizez acest aspect despre el. Asta. Da. Gândește-te că el acolo se duce pe cot și pe cap să facă acel element. Deci nu e atât de ușor. Aici este un urma pe care îl fac ei înainte și aș vrea să spun despre acest băiat, pentru că el a fost unul din băieții care nu înțelegea exact despre ce este vorba. Și a fost puțin contra federației la un moment dat, dar după ce a înțeles, a ajuns într-un punct în care s-a maturizat atât de mult și este de un viitor extraordinar de mare. Începe să înțeleagă ce și își dorește. Câți ani are sau cum? Are undeva la 22 de ani, din câte știu. Dar e un băiat care reprezintă România la multe campionate și are multe premii. Dar este unul dintre cei care a vrut să facă pasul, să înțeleagă, pentru că are viitor. Și contează enorm de mult. Putem să mergem mai departe, pentru că aici sunt câteva poze din aici unde eram în spate. Deci aici, cum vezi în spate, acele pătrate negre, de fapt, sunt ninoleuri, da, prin care toți dansatorii, aici chiar în spatele meu, intrau în dreapta, în acea mare încăpere de concurs. Și aici era partea în care ne întâlneam toți, vorbeam, socializam cu țările, toți îmbrăcați la fel, adică ca la campionate, ca la fotbal, știi? Adică toți cu echipamente, cu totul foarte mișto făcut. Putem să mergem mai departe. Aici la fel, aici vorbim despre B-Boy Lucas, este de la Deva, este un băiat care a stat mulți ani în Canada și acum s-a mutat în România. Eram la partea de warm-up. Aici toți B-Boy și Big Girls vin și studiază sau iau contact cu solul. E foarte important lucrul ăsta. În dreapta aici cu Nike, apropo de ce vorbeam, este Carla Nicolau, la o vârstă fragedă de 15 anișori, o revelație a României pe latura asta de breaking și ea foarte recunoscută la nivel internațional, pentru că sunt unii din promotorii breakingului ca și dansatorii ai României și sportivi dansatori acum. Ea are rankingul cel mai înalt la ora actuală în cadrul lotului național. Acum, da? Acum, da. La băieți este Andrei Chen, după care imediat B-Boy Beat și Lucas, care sunt aproape. Putem să mergem mai departe. Aici s-a schimbat deja foaia, aici e latura de jurizare unde am fost chiar acum 3 săptămâni de am jurizat în United Kingdom la Hip Hop International. Și în general când mă duc acolo ca și antrenor de lot, mă interesez de toată concurența. Cum se antrenează, ce fac, ce fel fac și sunt niște lucruri extraordinar de mișto. E greu la un astfel de concurs să jurizezi, adică când sunt oamenii super pregătiți? Cătălin, trebuie să zic că da. Deci statul pe scaun, exact ce vorbeam și cu televiziunile mai devreme, că ai observat că sunt un pic nu pornit pe ei, ci la modul de a da lucrurile corecte. Pentru că e vorba despre dans, oamenii ăștia chiar fac ceva și chiar investesc. Ca să stai pe scaunul ăla nu poate să stea oricine. Mulți îl țintesc doar ca faimă, sunt jurat. În momentul când ești acolo trebuie să dai înapoi 100% pentru că tu ești ca un diamant pentru acea competiție și trebuie să fii diamantul ăla cel mai scump, pentru că tu trebuie să le dai dansatorilor ceea ce ei merită. Noi, eu dacă niciodată, omul a fost bun... Exact, noi niciodată nu ne ducem și spunem nota e 10, noi îți luăm din notă.
Nu, noi îți dăm cât ne dai tu. Noi vrem să-ți dăm 10. Și tu începi... Arată-ne ce poți și ce știi și noi... Exact, exact. Și în momentul când stai acolo, da, gândește-te că n-avem la dispoziție foarte mult timp să jurizăm, adică între tu pe maxim un minut. Și tu ai, cum spuneam, performance și skills, două foi de jurizare, 5 criterii cu 5 subcriterii fiecare. Mamă. De asta pentru mine a fost foarte ușor în cadrul lotului național să înțeleg sistemul de jurizare Trivium. Pentru că eu deja făcând lucrul ăsta din 2014, acolo, da, mi-a fost ușor să-l interpretez. Pentru că vorbim de nivel internațional, nu vorbim de o jurizare la steluțele lui bunica aici la noi sau magia magiilor. Știi? Și atunci, în momentul în care am văzut lucrurile astea, creierul îți pleacă foarte repede. Dar și pentru asta fac antrenament în fiecare seară. Adică am momentul meu, dacă nu fac seara, dimineața când m-am trezit, nu există o dimineață în care să nu-mi dau play la un video, să mă uit repede și să fac lucrul ăsta. Și să faci o mini jurizare așa? Da, pentru că a fi jurat este total diferit față de a fi antrenor. A fi antrenor este total diferit față de și a fi și timpul e mult mai scurt. E mult mai scurt, trebuie din să alții fii pregătit. Și mă apropo de chestiile astea, pe lângă treaba asta, trebuie să-ți dai seama de un lucru, cum spuneai mai devreme. Să faci schemele sau să dansezi schemele? Pentru că spune foarte clar, nu este vorba despre mișcare, ci ce faci pe mișcare. Corect. Aia contează. Și dacă, de exemplu, locking-ul e un stil de funk, de super distracție, zâmbet, că e un stil plin de viață și tu vii și mi-l faci mie supărat, eu te măhnit înțeleg. Eu îți recunosc ție că ai făcut mișcările din stil, dar nu pot să-ți dau la execution difficulty, dificultatea stilului, eu n-am cum să-ți dau. Da, înțeleg. Și atunci punctele tale scazi. Eu ți-am dat ție ce e de data mai mult. Da, corect. Hai să vedem, mai avem? Da, aici am fost în Danemarca, am fost head judge. Ca și head judge este cu totul și cu totul altceva față de ceea ce înseamnă să fii jurat. Eu trebuie să mă asigur că tot... Aceștia sunt cei 8, iartă-mă. Da. Ăia 8-ul. 8-ul. 2, 4, 6, 8, da. Da. Aceștia sunt cei 8. Aici, jos în stânga, era din Portugalia, stânga Italia, Olanda, Franța, Germania cu ochelari, Franța, Ungaria și Franța. E mică lumea asta a voastră a judecătorilor? Adică vă cunoașteți, vă știți deja cu toții? Sunt trei scări ierarhice. Sunt National Judge, International și Elite. Eu sunt parte din Elite Judge, cei mai înalți. International, cei care au oportunitatea să poată să jurizeze în afară, și naționalul, dar pe o anumită sumă mai mică, și naționalul care are voie doar în țară. Cei care suntem eliți, suntem un cerc foarte restrâns, pentru că nu toți pot să treacă acest examen. International sunt mai mulți și national sunt mai mulți. Dar noi avem oportunitatea, în special cei care suntem eliți, avem dreptul ca să ținem, să fim head judge. Nu toți pot fi, adică și în cadrul VDSF-ului, cum este cu federația, și în cadrul Hip Hop International, nu sunt jurați peste noapte puși. Adică trebuie să ai o pregătire aparte ca să poți să faci acest lucru. Înțeles. Da, mergem mai departe, vedem, să vedem ce am avut. Aici eram pe scenă, pentru că în general la prezentare, când prezintă jurații sau când facem premierea, jurații sunt cei care fac această premiere pentru a-și asuma rezultatele. Adică toate lucrurile astea se întâmplă, dar în paralel, dacă mă duc la Federația Română, să știi că au un jurământ extraordinar de mișto, în care este invitat un sportiv, un jurat și un organizator, care vin și îți spun, depun jurământul că vor fi corect și fair. Înțeles. În fața tuturor. Și asta e o chestie extraordinar de mișto. Mergem mai departe să vedem ce poze mai avem. Aici era la masa de jurizare. Știi cum e cu jurizarea asta? Eu n-am voie să ridic privirea din cadrul momentului. Și mulți nu înțeleg acest lucru, ce înseamnă latura profesionistă. Că în momentul în care tu dansezi, dau un exemplu, și eu am dat privirea jos să notez ceva, s-ar putea tu atunci să faci ceva senzațional. Și atunci știi cum sunt așa drept, mă uit acolo și pix, uite așa, merge în continuu. Pe bune? Pe cuvântul meu de onoare, mă uit acolo la un moment dat, prima oară când m-am pus, nu știam ce a scris. Deci nu știam ce a scris. Acum mi-am făcut o deprindere atât de ușoară încât imediat îmi dau seama. Tu, el face într-o fracțiune de secundă ceva. Da, da, cu totul. Sportivul. Și trebuie să fii atent la absolut tot. Hai să mergem mai departe să vedem exact. Aici exact ce spuneam, aici era prezentarea noastră pe scenă, la tot ce făceam și tot timpul am trouble-ul cu mine. Corect, am văzut asta, am văzut, da. Niciodată înapoi. Mergem mai departe. Și aici, uite, din nou, asta e o poză pe care mi-am dorit-o, pentru că anul trecut, apropo de producători, trebuie să și lăudăm faptul că, de exemplu, Iuliana Marciuc, împreună cu Adrian Enache, au fost într-o poziție în care au vrut să facă ceva diferit la Eurovision. Și în deschiderea Eurovision, Trouble Academy a dansat, nu știu dacă ai văzut momentul a fost one shot și mi-a plăcut foarte mult profesionalismul pe care l-au avut, pentru că a ieșit extraordinar de mișto. Și aș opta și aș vrea prin intermediul acestui podcast la tine și îți mulțumesc pentru invitație să aducem un aport pentru toți cei care își doresc cu adevărat să facă ceva pentru dans, să facă corect. Să facă corect, pentru că acești oameni chiar investesc muncă.
muncă, timp, bani, părinți care fac lucruri mărețe. Un singur sfat am pentru cei care vor să facă televizat sau online sau alte lucruri de gen. Fraților, aduceți oameni care au habar. Înțeles. Măcar unul. Da. Măcar unul care are habar. De asta Mihai Petre, din punctul meu de vedere, la ora actuală, sau Edi Cerebel, la momentul respectiv, au fost două persoane care au contat, dar e important să știi ce pui la masă. Pentru că oamenii trebuie să cunoască. Dansul evoluează. Și dacă tu vii și eu fac un stil pe care tu nu-l cunoști, și eu investesc 1000 de euro și vin la tine la televiziune și te mă face o coțet acolo că tu nu știi, ca și jurat, după asta ce se întâmplă cu business-ul meu? Aici e cheia. Ce se întâmplă cu viitorul acestor copii? Și tocmai de asta aș opta foarte mult și mi-aș dori ca să se înțeleagă. Vreau să știu. Uite, la fix. Da, exact. Tragem o concluzie? Da. Contăm? Da. Și asta e ceea ce contează cel mai mult. Faptul contează. Că contăm. Da? Da. Avem 2024... Jocurile Olimpice de la Paris, unde România poate avea reprezentanți și la masculin și la feminin, sau cum este? Depinde de traseu. Depinde de ce se dar putem avea, adică nu e pentru că au venit oameni aici la multe sporturi și au zis, dacă tăline, ia-ți gândul, basketul, de exemplu, nu ajunge niciodată la Jocurile Olimpice sau ceva. Deci noi putem... Singurul nostru impediment acum, la ora actuală pe care îl avem, este de a se înțelege această tranziție de la underground la ceea ce înseamnă sport olimpic. Bun. Cei care înțeleg momentul de față sunt prezenți. Dar noi, România, am început startul mult mai târziu față de Franța sau Spania. Atunci noi, în momentul de față, dacă vom reuși să fim prezenți în cadrul unui spot la olimpiadă sau în preolimpice, este un fenomen extraordinar de mare. Dar contăm. Luptăm pentru asta. La tine poate să vină oricâți? Adică dacă ne văd acum oameni care au înțeles despre ce e vorba și vor să-și dea copiii acolo, tu poți să primești oricât ca număr? Bineînțeles, poate să vină, pentru că avem și unde te găsesc? Ne găsesc pe site www.troubleacademy.ro. Legat? Instagram, da, legat. Bun. Instagram Trouble sau Facebook Trouble. Și cum vin? Vin cei mici, îi vezi odată sau cum? Și după aia nu, ei gata? Intră într-un program de pregătire, curs de bază, și în funcție de asta se discută cu părinții dacă dețin calitățile necesare, li se spune, li se face un raport de activitate. Bun. Adică să vedem exact. Adică nu-i chinui dacă nu se pricep? Nu, nu. Bun, n-are rost. Nu, n-are rost. Deci pentru cei care își doresc performanță, pentru cei care își doresc să facă de plăcere, normal, avem cursuri deschise pentru toți. Am înțeles. Dar, noi primim dar la performanță bagi numai ce vezi că își dorește cu adevărat. Da, normal. Și care să poată să aibă susținere, pentru că noi ne avem sponsori, e foarte important. Nu, te-am întrebat, e un sport costisitor ăsta? E. Adică vin oamenii și spun, domnule, la scrimă, dacă n-ai așa, așa, așa și duce la 800 de euro, n-ai cum să urci pe planșă, că... Este un sport costisitor, pentru că, de exemplu, săptămâna viitoare zburăm în Brazilia. Oh, ia, și dacă nu ar fi Federația Română să ne susțină... Da, nu stau, din păcate. Zburăm însemnând ce? Zburăm înseamnă că lotul național pleacă către Brazilia. Bun. Către concurs cu nivel ridicat de punctaj. 1000 de puncte. Voi tot ceea ce faceți acum, faceți ca lot național, vorbesc, pentru pregătirea spre la Olimpiadă, pentru Jocurile Olimpice? Deja luptăm ca să obținem spotul. A, deja gata. A, deja de luptăm. Fapt, mai e de asta un spun, an. Noi am plecat, mai e un an. Un an. Noi am plecat foarte, foarte greu. Deci am plecat foarte greu datorită lipsei de mentalitate. Dar, în schimb, acum recuperăm. Dar se știa mai de mult că va fi sport olimpic. Se știa, adică, dar exact ce spunea la început, Virgil Trifa a luptat foarte mult am pentru înțeles. Deci pe noi ne-a prins, ne-a luat în surprindere, cum ar veni. Într-un fel, da. Ne-a luat, dar în același timp acum facem tot posibil. De aici, de prin zonă, avem cu cine să ne luptăm sau cum? Adică ai zis, Franța e departe. Țările da, astea. Normal. Nu știu, adică știi, noi tot timpul ne comparăm cu Ungaria, Polonia, Bulgaria. Nu există așa ceva. Nu există suntem așa peste. Ceva. Nu, față de Ungaria, în momentul de față, ranking-ul o spune. Deci nu e vorba că o spun eu. Păi nu, nu cunoaștem și de-aia întreb. Asta eu spun. Deci suntem peste? Peste Ungaria. Suntem în momentul de față, față de Polonia. Nu suntem încă, pentru că l-au pe Igor, care este zboară, ce face om ușor ăla. Da? Și sunt foarte îl găsim bun. Pe YouTube ușor? Da. Bivo Igor. Cine e puternic, pot să spun așa. Franța, Spania, Italia, Germania. Deci aici sunt țări care la ora actuală pe european sunt top. Dacă vorbim așa despre nivel mondial, vorbim de Kazakhstan, B-Boy Amir, care omul e, dacă vezi ce pe face ușorul ăla, o să-ți faci cruce. Deci nu, imaginează-ți ca și cum arunc într-o mână și aterizez frumos cu tot corpul fără să ating nimic. Adică vorbesc de un centru de gravitație extraordinar de mare. Pentru că îți dă voie să creezi ce vrei tu, dar bine, trebuie să fii atent de muncă. După care avem Japonia, Shigekix, care la fel, dacă îl vezi pe ușor la ce face, zic că toată viața lui a stat în mâini. Na. El a mers în mâini de la tot. Început. E B-Boy Victor, USA-ul, care la fel e puternic. De exemplu, finala s-a dat acum în Japonia, dintre Kazakhstan și America.
foarte tare. Deci gândește-te că lotul USA se pregătește în centru olimpic, unde se pregătește gimnastica și absolut tot ce ține sporturi. Corect. Și la noi se dorește lucrul ăsta, suntem într-o plină dezvoltare. Tocmai de asta vreau să-i mulțumesc Paul Cursaru, pentru că el se zbate foarte mult pentru lotul național împreună cu Virgil Trifu, Otto Varga și domnul Gliga. Și trebuie să menționez și colegii mei, Dorian Cosma, George Drăghici și Tudor Papo, care sunt aproape de noi în permanență la tot ce facem. Suntem o mână mică rămas, dar în schimb lucrurile se întâmplă. Deci în concluzie, da, contăm. Ce se urează la voi? Sănătate n-ai voie că s-a dat. Sănătate s-a dat. Ce se urează? Adică e ceva ce se urează? Nu știu, când intrați... Băi, nu știu, e prima oară când putem să o spunem. Acum, dacă vorbim de breaking, învârteală plăcută. Știi cum se zice? Da, Paul, mii de mulțumiri. Dacă ce-i că o să vorbim 2 ore despre breaking, eu tot breakdance îmi vine să zic, da. Dar mă iau după tine să par. Bine, și eu. Nu o să treci în etapa viitoare. Da, exact. Dacă Știi, mă dau și eu șmecher. M-am vorbit despre breaking. Corect. Știi? Mii de mulțumiri că ai fost alături de noi. Să vină oamenii, părinții, să aducă copilașii, să-i aducă pe cei mici. Să-i aducă pe cei mici și voi aveți ochi și să le spuneți, domnule, mergem pe performanță sau mergem. Deci există și modulul de doar să ne distrăm. Da, există, normal. Nu vrem sport să facem performanță. Să faci ce vrei tu, nu e o problemă. Ce ține de performanță, în momentul respectiv, dacă ești asumat, trebuie să respecti anumite lucruri. Perfect. Învârteală plăcut. Mulțumesc frumos, la fel te aștept la antrenament. Haide, mi-ai mai zis odată. Dragi prieteni, mii de mulțumiri și vouă, Casa Pariurilor, ca de fiecare dată alături de noi. Noi știi cum terminăm? Cu cea mai irosită zi dintre toate zilele noastre este cea în care n-am râs. Acum hai să o schimbăm puțin, cea care n-am făcut un sport sau măcar o jumătate de oră de mișcare. Mi se pare normal. Dar nu te uita la mine. Păi nu, mă uit la tine. Ziceam în general. Deci mă uit la tine, da, să uite la mine. Tăiați camera aia să nu se... În general, spuneam, cea mai irosită zi dintre toate este cea în care n-am făcut mișcare. Mii de mulțumiri că ați fost alături de noi, toate cele bune și învârteală plăcută!